Bun, haideți să probabil salutăm YouTube. Salut YouTube! Mihai Neamțu a fost din nou la un debate, de data asta un debate de tip podcast, în care, după cum vă puteți aștepta, a avut aceeași performanță legendară pe care a avut-o și în dezbaterea TVR, de a se face complet de râs pe absolut orice subiect s-a discutat. Dar înainte de asta aș vrea să ne uităm la un scurt mesaj de la omologul său, de la unul dintre partenerii săi de podcast, Cezar Ionașcu, un om cu care Mihai Neamțu a stat în convorbiri și a stat în discuții publice de altfel, pentru că mi se pare că zice ceva foarte important în legătură cu ce va urma să vedem de la Mihai Neamțu. Cezar Ionașcu a primit pe Instagram o întrebare. El de fapt a cerut întrebări de la oameni, a zis: cu ce te ajut astăzi, întreabă-mă. Iar un om, ca foarte mulți oameni din țara asta, probabil dependent de păcănele, sigur dependent de păcănele, a întrebat: cum să mă las de casino când am pierdut foarte mulți bani și am foarte multe datorii? Hai să vedem ce răspunde Cezar Ionașcu. Cum să te lași de casino și de jocuri de noroc? Nu știu, mori. Mori. E cel mai simplu. E cel mai simplu. Fiind jucător de casino sau fiind jucător la jocuri de noroc, fiind om care își administrează droguri sau bea foarte mult alcool sau ascultă muzică la maxim sau participă la manifestări artistice cu decibeli peste 1000, oricum ești inutil pentru societate. Oricum ești inutil. Așa că o să mori. E ok. Nu contez la numărul tău. Cu ce te ajut astăzi? Cu ce te ajut astăzi? E ok. Nu contez la numărul tău. Sunt dur, sunt cinic. Dar problema ta e puțină? Sau cumva prin atitudinea și felul tău de a fi distrugi și tot ce e în prejurul tău? Părinți, prieteni, parteneri, copii. Nu sunt. Omul dependent, omul băgat în această boală de cazinouri, de stat care susține cazinourile, el face rău. Omul dependent face rău. Ați înțeles? Nu sunt eu dur, dar n-am zis-o eu. Pedeapsa păcatului e moartea. E de la Sfânta Scriptură. Mori. Cu Doamne ajută. Nu cred că am ce comenta aici, dar mi s-a părut interesant faptul că pedeapsa păcatului este moartea și aș fi curios să știu unde se încadrează faptul că ți înșeli nevasta, nu tot la păcat? Unde se încadrează faptul că minți în legătură cu turnurile 5G, împotrivă cu COVID-19, împotrivă cu orice? Unde se încadrează faptul că vrei să o înseminezi artificial pe Delia în timp ce ești căsătorit? Unde se încadrează să prostești oameni, să-ți dea 350 de lei pe lună să vină la cursul tău? Unde se încadrează toate chestiile astea dacă nu la păcate? Nu prea mi-e clar unde se încadrează chestiile astea. Și desigur, acum că știm de la Cezar Ionașcu că pedeapsa pentru păcat este moartea, hai să ne uităm la omul care a divorțat de 2 ori și este la 3-a căsătorie cu o femeie cu 20 de ani mai tânără. În care, nu e așa, partenerul său de podcasturi, prietenul său, pot să bănuiesc dacă apar în podcasturi împreună, Cezar Ionașcu i-a transmis practic indirect lui Mihai Neamțu că pedeapsa pentru divorț, da, care este un păcat, ar trebui să fie moartea. Acum hai să vedem ce zice Mihai Neamțu la o altă dezbatere la care s-a făcut de râs. Deci nu pe listele PMP de la anul. Nu dar... știu, nu spun acum, în 2023, listele... ce voi face în 2024 politic. Pe listele AUR? Se numește Nikki Haley cu Donald Trump, evident. De ce? Cred că din punct de vedere cultural, această obsesie pe care n-am cum să o descriu altfel decât ca fiind o obsesie, de a impune agenda LGBTQ pe care văd că administrația Biden a impus-o, inclusiv în școlile publice din California sau din alte state, această obsesie va fi înlocuită de o revenire la normal. Sunt atâtea minorități în România și în Europa. Există minoritatea pescarilor, da? Care... A, da, foarte important, da, Cezar Ionașcu este, nu știu dacă în momentul ăsta, dar a fost foarte recent la Moscova și ne-a arătat de cât de frumos e pe acolo și cum au ei căruci pe toate instituțiile. Da, Cezar Ionașcu, by the way. Eu când vă zic că ăsta intră în AUR mâine, nu înțeleg cum n-a intrat deja, nu se așteaptă. Sunt atâtea minorități în România și în Europa. Există minoritatea pescarilor, da? Care nu are deloc parte de publicitate. Există minoritatea celor care scriu cu mâna stângă. Există o minoritate a lipovenilor din Tulcea care țin calendarul vechi. Există minorități. Poate ați crezut că am exagerat când am zis că s-a făcut de râs, la fel ca la dezbaterea TVR. Din punctul meu de vedere e și mai bine aici pentru că e lăsat să vorbească mai mult. Se face și mai de râs aici pentru că e lăsat să vorbească mai mult. Deci asta, băi, efectiv, deci Deci Mihai Neamțu, dacă îi pui pe oricine în față, bă, poți să-i pui și un zid în față, dacă îi pui un zid care poate să articuleze două întrebări pertinente și să-i dea un răspuns semi-pertinent înapoi, Mihai nu se face, se blochează, se face de râs. N-ai cum! O să vedeți, o să vedeți, e ceva superb. Eu cred că este dreptul oricărui copil să crească cu o mamă și cu un tată. Asta este părerea mea. Poate dumneavoastră aveți altă părere. Eu îmi intemez părerea în ceea ce observ în jurul meu. Minoritatea contabililor. Realitatea este alta. Adrian, mă întrerup foarte ușor și foarte des. Pentru că nu... Doar îți atrag atenția asupra unui de conduită. Dar n-ai vrea să plecăm spre... Mihail Neamțu fiind deranjat de faptul că este întrerupt, când el doar asta a făcut la dezbaterea de la TVR1, a întrerupt oamenii și a vorbit peste ei. Acum este supărat că este întrerupt, foarte important. Sunt niște premise greșite, pentru că realitatea... Eu funcționez pe... Adrian, eu n-am venit la acest podcast ca să te aud pe tine. Responsabilizare înseamnă și educație sexuală, pentru că România are în continuare cele mai multe mame minore din Europa. Din comunitatea română. Nu neapărat. Mai ales v-ați auzit despre noi înșine. Ok, hai să înceapă podcastul, că nu mai pot. Dar înainte de toate, eu cel puțin am această curiozitate. Mai sunteți în politică? Mai sunteți în PMP? Există astăzi, după cum știți, o dispută juridică în PMP. Domnul Diaconescu și cu domnul Tomac sunt într-un conflict practic. Eu m-am ținut departe de acest conflict, fiindcă nu mi se pare că aduce nimic bun în general. Conflictul nu e util, pentru că transmite un mesaj negativ electoratului. Și las ca această dilemă juridică să se rezolve. Voi lua o decizie privind viitorul meu politic în 2024. Adică... Răspunsul este... Vă zic eu care este răspunsul. Răspunsul este, Mihai Neamțu a fost dat afară din PMP, al nu știu câtelea partid care îl dă afară. Să fii dat afară din PMP și vă zic și de ce este ăsta răspunsul, pentru că Mihai Neamțu, dacă intrai aici pe site-ul PMP la capitolul echipă, găseai aici... Mihai Neamțu ce era? Era vicepreședinte, a fost la un moment dat director de comunicare sau ceva la modul și pe urmă a fost vicepreședinte, right? Păi că nu mă înșel. Vicepreședinte PMP Neamțu. Da, Mihai Neamțu vicepreședintele PMP în 2020, la finalul 2020. Ei, și acum el nu mai există pe pagina de echipă. Bă, cum ai reușit să fii dat afară din PMP? Cum ai reușit să fii dat afară din PMP? Mi se pare absolut fascinant. Cum ai reușit să fii dat afară din fucking PMP, un partid care nu mai există practic? Partidul unui fost securist care și așa nu mai există în ziua de azi. Cum ai reușit să fii dat afară dintr-un partid care practic nu există? Mi se pare absolut fascinant. Absolutamente fascinant. Și zice, a, nu știu, îmi calculez opțiunile. Păi dacă îți calculezi opțiunile, de ce nu mai apare nicio funcție? Aveai funcție de vicepreședinte, da? Adică nu căcat, nu erai căcat, erai vicepreședinte la partidul fostului securist Traian Băsescu. Fostului, pardon, colaborator al securității Traian Băsescu. Acum de ce nu mai apari? Eu n-am, nu, eu îmi calculez opțiunile. În martie 2023 l-au dat afară, foarte interesant. Cum reușești să fii dat afară din PMP? Dragi oameni care nu știți nimic despre politică, PMP nu mai există. De când a plecat Băsescu, PMP nu mai există. Au luat o jenă de electorat la ultimele alegeri, PMP nu mai există. Din punctul meu de vedere, probabil nici nu o să mai participe la următoarele alegeri. Mi-e greu să cred că o să mai participe la următoarele alegeri. Ia uite-l. Mihai Neamțu, prim vicepreședinte, prim vicepreședinte. Și acum nu mai apare. Foarte interesant. Bine, Marc, hai să continuăm. Politică în cazul meu cu miză, pentru că nu mai am vârsta la care să fac ceea ce făceam noi acum 12 ani, anume un tip de gesticulație publică, de dragul gesticulației. Eu am avut și o copilărie politică în care am activat. De ce mă interesează politica? Pentru că ultima discuție pe care am avut-o noi legat de subiectul ăsta era că eu voi face doar Noua Republică și atât, nu mă interesează să mă duc în altă parte. Cum 12 ani. Așa este. Dacă te întreb ce ai spus tu acum 12 ani, s-ar putea să descoperi lucruri pe care nu le mai... Eu am pretenția că sunt cumva consecvent. Deci ăsta, traseistul Mihai Neamțu, este la... Ăsta a fost al patrulea partid, dacă nu mă înșel. Dar încă o dată... S-a dorit un puci în PMP, stai că asta nu știu, Cristian Diaconescu dorea să ducă PMP în alianță cu AUR. Au făcut congres la sfârșit de februarie, iar în martie Michi a fost dat afară din câte înțeleg. Probabil Michi dorea cu AUR, iar Tomac a câștigat la congres și s-a dus spre USR și Forța Dreptei. Bă, oricât de mult îmi place să fac mișto de Michi Neamțu, mi-e greu să cred că ar fi vrut Michi la AUR. Pe partea politică. Totuși ai migrat spre PNL, după aia, mi-aduc aminte bine, nu? Ai fost și în PNL, așa după aia PMP, da. Ai fost cu Băsescu, acolo cu Băsescu mă trăiesc că da. Nu-ți găsesc vreo vină neapărat, decât că erai foarte vocal. Adică ai ieșit în față și tu ți-ai luat acolo Nu-i găsesc nicio vină a faptului că faimosul luptător anticomunist și iubitor de Statele Unite ale Americii, Mihai Neamțu, a acceptat să stea în partidul unui fost colaborator al securității din perioada comunistă? Foarte interesant. Hate-ul despre care vorbești, dar acolo, iarăși, mi s-a părut că nu trebuia să întâmple ce s-a întâmplat cu Băsescu. Însă revin la întrebare. Ai avut totuși un traseu sinuos politic, așa, știi? Adică... Și România are un traseu sinuos de 30 de ani. Și partidele au un traseu sinuos. De pildă, da, dar nu ne convine asta. Îți reamintesc că Partidul Național Liberal a fost consacrat în politica românească ca fiind un partid de dreapta. Astăzi coabidează bine, mersi, cu un partid de stânga. Ți se pare că e o consecvență aici? Îți reamintesc că domnul președinte Claus Iohannis a spus niciodată nu vom susține un premier PSD. Cred că a avut 4 premieri PSD. Acest tip de oscilație te obligă și pe tine, actant politic mărunt sau cetățean uneori, să-ți schimbi de gusturile. Eu cred că unii dintre... Așa funcționează, a? Deci când aia de care nu ne place fac ceva ce nu ne place, ne obligă și pe noi, la rândul nostru, să facem ceva ce nu ne place. Așa funcționează, nu? E mereu obligatorie chestia asta. Deci dacă există traseism politic în România, este total în regulă să facem cu toții traseism politic. Am înțeles, am înțeles. Oare ce o zice Republica lui Platon despre chestia asta? Mă întreb și eu. Și eu curios. Dumneavoastră ați votat cu USR, cu PNL, cu PMP, poate cu PD, poate cu Alianța Da, și nimeni nu vă acuză că sunteți noi niște traseiști din punct de vedere al votului. Dar... Wow, suntem la clasa noua logică. Ați înțeles? Deci dacă tu ești un politician traseist, e ca și cum ești un om care votează cu alte partide de-a lungul vieții. Ați înțeles? Deci tu, dacă să zicem ești un om de dreapta în România și ai votat cu PDL al lui Băsescu, tu nu mai ai voie să votezi cu PNL acum, chiar dacă e tot de dreapta, ai înțeles? Că altfel ești traseist politic în ochii lui Michi Neamțu. Michi, hai înapoi la clasa nouă, tati. Hai la erorile de logică înapoi. Hai că mergem împreună de mânuță. Mergem și noi la Liceul Industrial Chitila să mai facem o dată clasa nouă la erorile de logică, da? Haide! Da? Și nimeni nu vă acuză că sunteți noi niște traseiști din punct de vedere al votului. Dar încă o dată... Te nemulțumește această situație? Nu mi se pare, sincer să fiu. Dramatizăm excesiv. Nu mi se pare atât de greu de explicat faptul că pe o piață de oferte politice slabe, omul nemulțumit alege întotdeauna între două rele și poate uneori migrează. Nu mi se pare că migrația asta a, să spunem, electoratului, care este evidentă, repet, avem un electorat care votează extrem de fluctuant. Da? Astăzi votează, de pildă, ajutați-mă, USR-ul a luat 30% sau 25% la europarlamentare și după aia s-a prăbușit. Înseamnă că electoratul a trădat USR-ul sau invers. USR-ul a trădat electoratul. Acum, părerea mea este că electoratul nu se merge la vot. De fapt, dacă noi ne uităm și situația reală este că se poate declară. Jumătate dintre oameni nu se duc la vot. Mai mult. Foarte bun argument. Încă o dată trebuie să reiterez ce argument de om care n-a fost la logică în clasa noua, că dacă un om nu este mulțumit de un partid pe care l-a votat și alege să voteze alt partid la următorul ciclu electoral, asta înseamnă că omul face traseism politic, la fel ca un politician. Pare absolut fascinant că poți să zici chestia asta. Mai mult de jumătate, nu? Și atunci, de fapt, realitatea este că partidele nu mai obțin voturi. Obțin mai puține voturi decât ar obține, băi, nu vă vrem. N-ai versiunea asta. Pentru ca eu să nu fiu parte din această nemulțumire, am luat decizia de vreo 3 ani. Că tot pun pauză, dar mi-aduc aminte de faimosul caz în care oameni, în mod evident, care n-ar fi votat Iliescu niciodată, au fost obligați să voteze Iliescu ca să nu iasă Vadim Tudor, da, care promitea că o să împuște oameni pe stadion. Ei sunt traseiști politici. Oamenii aia, dar au trebuit să voteze Iliescu. Eu, că m-a dus taică-mi la urnă în 2000, la 5 ani, și mi-a dat să pun ștampila pe Iliescu. Eu, practic, sunt un traseist politic. N-ai versiunea asta. Pentru ca eu să nu fiu parte din această nemulțumire, am luat decizia de vreo 3 ani de zile să mă întorc la Dragostea cea dintâi, care este cartea, v-am dus niște volume. Mă ocup fundamental de editura Marile Cărți, țin cursuri, ca și tine. Deci nu pe listele pe... Da, pe site-ul PMP, domnule Neamțu, pe site-ul PMP apare că din martie 2023 nu mai sunteți prim vicepreședinte. Așa pare, nu de 3 ani. Pare că din martie 2023. V-am dus niște volume, mă ocup fundamental de editura Marile Cărți, țin cursuri, ca și tine. Deci nu pe listele PMP de la anul. Nu știu, nu pot să spun acum, în 2023, ce voi face în 2024 politic. Pe listele AUR? Nu știu să vă spun nimic despre viitorul meu politic, pentru că nu mi se pare că avem o stare de claritate. Cred că e o turbulență masivă în piața politică. Oh my god, n-a negat AUR. N-a zis nu AUR. Mă așteptam să zică că nu AUR. De fapt, bine, la ce să mă aștept de la un traseism politic? La ce pot să mă aștept de la un traseism politic? Acum, dacă s-a făcut traseism peste tot, și să nu uităm că Mihai Neamțu, în pruncia lui, da? Adică nu o să judec acum că făcea texte legionare când era mic, că făcea texte de laudă ale mișcării legionare când avea, nu mai știu, 18 ani sau ceva la modul. Nu o să judec asta neapărat, că fiecare am fost ratați când eram adolescenți. Dar iată că cumva memoria musculară a creierului, iată că poate să revină. Și cine știe, poate dacă se oferă o funcție bună, memoria legionară se poate întoarce oricând, chiar și la 40 de ani. E drept dacă AUR are nevoie de oameni mai serioși, că în afară de 1-2 de pe acolo nu prea e nimeni de pus pe TV. Cred că sunteți de acord cu mine. Următoarea carte a lui Mihai Neamțu, Fenomenul Putin, cum poate salva creștinătatea? Efectiv. Avem o stare de claritate. Cred că e o turbulență masivă în piața politică și cred că sunteți de acord cu mine că mulți astăzi așteaptă ce se va întâmpla cu PNL-ul. PNL-ul s-ar putea să se ducă în cap până la punctul în care PNC-ul, de pildă, a scăzut sub pragul electoral. Acolo ar putea ajunge PNL-ul, de pildă, este un scenariu cu care unii operează, și atunci o să vă întreb ce o să facă românii. Când vor vedea că mesajul național, mesajul creștin-democrat, mesajul conservator moderat este practic îngropat în beneficiul celor de la AUR care știu să speculeze aceste situații. Eu nu mai am nicio ambiție politică, pentru că în primul rând mi se pare că politica nu e o meserie, dar poate o să discutăm și despre asta. E o vocație. Nici măcar. Părerea mea. Deci n-am nicio ambiție politică, nu mă interesează absolut să mă mai implic la modul ăsta. Ce mi se pare însă ușor îngrijorător, și nu doar la tine apare chestia asta, ci la marea majoritate a oamenilor politici noi, este că ei așteaptă să vadă cam ce se întâmplă. Adică e ca atunci când eu antreprenor, aștept, zic, eu nu fac nimic, eu aștept să văd ce se întâmplă în piață și o să mă duc acolo unde câștig mai mulți bani. Sau e o atitudine care mărturisesc că mie ca votant nu-mi place și nu-mi inspiră încredere. Și aici aș vrea să vă alege. Nicio problemă. Da, știu. Sunt oameni care se agită zilnic și care vă fac semne și vă atrag spre ei. Faceți ceva în sensul acesta. Vă rog să-i mulțumiți. Pentru că sunt oameni astăzi care se agită. Eu nu fac parte din această brigadă a agitatorilor. De ce nu fac asta? Pentru că am acces la un anumit tip de interioritate care pe mine unul mă ajută. Eu sunt bucuros cu cărțile mele. Ce e rău în asta? Și atunci nu e nimic rău în asta. Și atunci de ce în continuare politică? Pentru că ai mai avut un moment în care ești duală, ca și dumneavoastră, ca și o grămadă din cei care ne ascultă, pot să gust și eu piese de Johann Sebastian Bach, dar pot să ascult și rock. Nu sunt o ființă disjunctivă, nu mă construiesc pe mine prin acest... Pot să fiu și în partid la PNL, pot să fiu și la AUR, sunt o ființă duală. Băi, domnul Mihail, cum se poate ca după miliarde de biblioteci citite, tot clasicii greci, toată filozofia învățată la facultăți, toate doctorat, ce mai ziceți dumneavoastră? Că cum se poate să nu fiți în stare să răspundeți la o acuzație de ipocrizie părând cel mai vinovat om din lume? Adică asta o înveți la prima oră de educație media, de cum să vorbești. El face cursuri de oratorie, by the way. Asta la prima lecție de educație media ca politician, aia o înveți prima. Cum să răspunzi la genul ăsta de acuzații? Știi, te acuză cineva că ești ipocrit. Da, gândiți-vă că unii oameni au votat Iliescu în 2000. Omul este dual, eu ascult și Bach și rock. De asta este total în regulă că am fost și la PDL, și la PNL, și în propriul partid, și la PMP, și în AUR, dacă se poate. Total ok, all good. Pentru că sunt oameni care ascultă. Eu de exemplu, eu personal, ascult și muzică clasică, da, tema de la Succession, și rock, și hip-hop, și orice alt gen muzical. Știi, adică poți să fii renascentist când vine vorba de gusturile tale. Așa cum unii oameni au gusturi în muzică, așa am și eu gusturi în politică. Îmi place să mă duc peste tot, să văd cum e. Cum răspunzi ca un copil de clasa a doua, mă, frate? Dar pot să ascult și rock. Nu sunt o ființă disjunctivă, nu mă construiesc pe mine prin aceste polarități. Cred că pot să fiu și în cetate, odată la 4 ani sunt chemat, nu, să fiu activ în cetate. Noi știm asta, da? Ciclul electoral e din 4 în 4 ani. În 2024 va fi o concentrare masivă de energie pe acest subiect politic. Din 4 în 4 ani, da. Din care cine va câștiga, domnule Neamțu? Foarte probabil Donald Trump. Și în România? Cine va câștiga? De cele mai multe ori se știe că sistemul trebuie să agreze înainte. Uite, aici te-aș contrazice puțin, pentru că pentru mine a fost o surpriză acum 9 ani când s-a votat Ponta versus Iohannis. A fost o surpriză, nici n-a spune plăcută sau neplăcută, nu vreau să fiu interpretat greșit, dar a fost o surpriză să văd că oamenii s-au dus la vot, dar au votat pentru rău cel mai mic cumva, adică a fost un vot împotriva lui Ponta, asta e clar. Și cred că genul ăsta de politică și genul ăsta de vot e foarte toxic. Și dacă nu ieșim din cercul ăsta vicios, vom avea întotdeauna 30 de guverne, 30 de ani sau 31 de guverne, 30 de ani. Vom avea oameni care vor spune, da, eu vreau să am totul pregătit ca să pot să intru în politică. Eu am vrut să subliniez altceva mai degrabă, diferența majoră între cultura democratică americană și cea din România. În America, astăzi, în Partidul Republican, sunt, nu știu, vreo 10 personaje care vor să atingă, nu, punctul maxim al carierei, devenind așa, locatari ai casei. Domnul Mihai Neamțu, contraziceți-mă dacă mă înșel, dar ține minte că vă place democrația, nu? Avem impresia că asta ziceți dumneavoastră odată la 2 secunde despre cât de mult vă place democrația. Cum exact susțineți sistemul de politică din SUA, unde literalmente sunt doar două partide și nu are voie să intre niciun alt partid la putere, by design? Cum exact susțineți democrația în care există doar două partide? Că nu mi-e clar. Că și la noi este apropiat acest sistem. Numai că la noi, cumva, știi, mai există niște partide așa, gravitând în jurul partidelor mari. Dar cum exact susții democrația când există doar două partide la guvernare de sute de ani? Că nu mi-e clar. Nu mi-e clar, nu erați dumneavoastră cu democrația? Doamne, vreau democrație, urăsc comunismul. Partidul Democrat sunt mai puțini, dar sunt niște oameni care vor chiar să-l înlocuiască pe Joe Biden. Există o anumită efervescență democratică. În Partidul Național Liberal, la ora la care noi discutăm, nu există candidați pentru funcția cea mai înaltă în stat. În Partidul genul de democrație ca cum ar fi când democrații sunt la putere, nu rezolvă problemele de care îi pasă electoratul. Uite un exemplu cum e ăsta cu avortul. Dar deci democrații când au fost la putere nu au rezolvat problema cu avortul să fie 100% legal. Dar ei susțin chestia asta dacă vor ca avortul să fie 100% legal. Democrații când sunt la putere nu rezolvă genul ăsta de probleme ca să poată să vină republicanii la putere și democrații să zică vrem să rezolvăm problema avortului, votați-ne! Și pe urmă apare întrebare, dar de ce n-ați rezolvat-o când ați fost la putere în ultimele 25 de dăți? Păi... Și chestia se întâmplă constant în politica americană pe o parte sau alta. Tocmai, nu e doar în politica americană. Dar în politica americană e cel mai evident pentru că sunt doar două partide. Îmi pare absolut fascinant cum omul ăsta poate să citeze din clasicii greci, din democrația ateniană, din whatever, și el susține sistemul electoral din SUA, unde n-ai voie să alegi în afară de două partide care sunt asemănătoare 80%. Singura neasemănare între democrați și republicani în SUA sunt fix pasea de culture wars. Unii zic hai totuși să dăm două drepturi la gay, alții zic hai să nu dăm drepturi la gay, unii zic hai să legalizăm avortul, alții zic hai să interzicem avortul, dar în rest pe subiectele și mai importante cum ar fi poate să nu mergem la război cu o țară din Asia Centrală, ambele sunt total pe aceeași linie, pe tot ce contează de fapt unde sunt banii mulți și unde se afecta monetarul, sunt același partid 100%. Dar aia e democrație, ăla e exercițiu democratic. În Partidul Național Liberal, la ora la care noi discutăm, nu există candidați pentru funcția cea mai înaltă în stat. În Partidul Social Democrat există așa o pudică, nu știu, rezervă din partea domnului Ciolacu de a pretinde sau de a spune explicit, negru pe alb, că își dorește cea mai înaltă funcție stat. La USR nu știm cine va fi candidat. La AUR se știe. Da, bun. Deci avem doi candidați. Nu mi se pare sincer pentru o cultură democratică vie un lucru chiar foarte sănătos ca să nu știi cu un an înainte cine se pregătește pentru cea mai înaltă funcție în stat. Asta sugeram eu, că nu avem o cultură democratică în România ca și în America. De bine de rău, Donald Trump, uite, se agită, revine, creează scandal, de bine de rău, există în raport cu Donald Trump. Păi de ce la mâine poimne intră la pușcărie și Mihai Neamțu vorbește despre el de pare că o să fie un candidat real la... De fapt, bine, acum, la cât de bolnavă este SUA, nu m-ar mira să fie un candidat real, dar... Oare ce ar trebui să se întâmple cu Trump pentru ca Mihai Neamțu să nu-i mai lingă bocanci? Tare curios sunt. Deci astea e toate chestiile dovedite că le-a făcut ilegal, Trump nu contează. Sunt curios oare ce contează pentru Mihai Neamțu în acest exercițiu democratic. Că aparent justiția nu contează în exercițiul democratic. Alternativă, se numește Ron DeSantis sau se numește Mihai cu Donald Trump, evident. De ce? Pentru că e un antreprenor, ca tine. Da, numai că eu nu mă duc să calific. Glumeam, nu e sigurat. Și încă o dată, acum o să fiu ușor rău. El nu e antreprenor ca mine. El este băiatul lui tata care a avut întotdeauna bani și care n-a construit, în afară de niște clădiri pe care și-a pus numele, el nu are nimic de succes, să fim serios, în afară de persoana lui. Aici un miliard, ți se pare că e puțin lucru după ce ai primit de la tata 10 milioane. Eu spun așa. Persoana lui. Aici un miliard, ți se pare că e puțin lucru după ce ai primit de la tata 10 milioane. Eu spun așa. Asta este definiția sclavului capitalismului. Asta e definiția sclavului al visului capitalist. Momentul în care aperi pe cineva care a primit 10 milioane de dolari de la TASU, deși nu știam de suma asta specifică, e mai puțin, mă, el zice asta. Deci tu primești 10 milioane de dolari de la Tactu, pe care îi transformi într-un miliard și asta este de lăudat. Asta e gen de lăudat pentru că tu n-ai primit. Tu ești ultimul sclav sărac. Nu Mihai Neamțu. Doamne ferește, nu m-aș exprima așa la adresa lui Mihai Neamțu. Zic în general, sclavul capitalist, ești sărac, mănânci de pe jos, te chinui să vinzi 3 căcaturi la 5 oameni. Hai să te învăț să citești Republica! Ca să-ți dea ăia 30 de lei pe lună și tu îi lingi bocancii cu aia lui unul de-a primit de băiatul lui tata, vorba lui ăsta, care a reușit cu banii de la taxul într-o perioadă foarte avantajoasă din punct de vedere economic să facă avere, vezi, Doamne. absolut fascinant. Definiția sclavului capitalist. În momentul în care nu ai o problemă cu genul ăsta de trișare, nu e așa că e o trișare a capitalismului, adică dacă chiar ești capitalist convins, asta e o trișare a capitalismului. Capitalismul zice, nu e așa, în doctrina o mănâncă ăștia pe pâine, că în mod evident că nu înseamnă asta, dar cum ți se zice ție că ce? Că orice om, nu e așa, prin multă muncă, ambiție, determinare, poate să pornească de foarte jos și să ajungă foarte sus. Și asta, practic, ce a făcut Trump și ce a făcut orice miliardar de pe această lume, nu există miliardari de pe această lume, ăștia de știm noi, care să nu fie în situația asta, care au trișat capitalismul, nu? Adică au primit bani de la ei lor, da? Jeff Bezos, care a început cu un mic împrumut de nu știu câte sute de mii de euro de la ei lui. Elon Musk, care a pornit cu un mic împrumut de la tasul care avea așa și mai departe, da? Și știu, oamenii ăștia trișează la capitalism, da? Ei nu sunt capitaliști, ei trișează capitalismul și devin de succes în capitalism. Și să iei apărarea acestor oameni, tu ca capitalist convins, pe ce faci dat? Ce faci dat, tuțule? Tu ești, Michi, tu ești capitalistul adevărat. Tu ești capitalistul adevărat, care a plecat de la mâncat de pe jos, te-ai dus la facultate în UK, și uite, acum prin forțe proprii ai reușit să ai un site unde vinzi de 200 de lei pe lună, 2 cărți la 2 oameni. Ăsta e visul capitalist. Să poți să vinzi 200 de lei în fiecare lună la 2 oameni, să te milogești pe la ușile partidelor, să zici, dați-mi un post, dați-mi un post. Așa e capitalismul adevărat, nu cum a primit ăla bani de la tasul. Hai să fim serioși. Ok, I enjoy this too much, sorry. Scuze că bună ta pauză, îmi place prea mult tot acest căcat. Îți pare fascinant tot nivelul ăsta de ipocrizie. Eu spun așa, tatălui Donald Trump a avut mai mulți fii. Unul dintre ei era aviator, dar la 42 de ani a dat în patima băuturii și Freddy, cum îi spuneau prietenii și chiar nu rudele, s-a sinucis. Avea aceeași situație materială ca și fratele său mai mic, Donald. Donald a plecat la 22 de ani din Queens, a avut o viziune să construiască un zgârie nori în Manhattan. Era foarte greu, la 23 de ani, chiar și cu banii lui tata, 10 milioane. Bă, ce-aș vrea să plec cu viziunea de a construi un zgârie nor în New York cu anilor 80. For reference, New York cu anilor 80 era o hazna nenorocită. New York cu anilor 80 era o hazna nenorocită de care toată lumea fugea și în care nimeni nu voia să investească și în care erau cartiere în care dacă luai pozele, cum e Queens un exemplu, dacă luai poze din cartierul Queens și puneai lângă poze din Mumbai, din India, nu puteai să-ți dai seama. În contextul ăla economic, Donald Trump și-a făcut avere cu un mic împrumut de la tasul, deși a mai dat nu știu câte falimente după ce a făcut chestia asta. Dar de ce ăla era climatul economic din New York cu anilor, sfârșitul anilor 70, începutul anilor 80, ca să ne înțelegem. Sunt mai multe documentare, de fapt, despre cum și-a făcut Trump averea, ca să înțelegeți ce moment prielnic că dacă aveai niște bani, puteai să faci miliarde din 200 de dolari. În contextul ăla. Era foarte greu, la 23 de ani, chiar și cu banii lui tata, 10 milioane, nu mai mult, să construiești un zgârie nori. A construit un zgârie nori, la 27-28 de ani era deja multimilionar. Eu nu mai știu ce înseamnă. A dat aliment. Vreau doar să spun povestea că am scris o carte despre Donald Trump. Asta e tot. Și povestea este interesantă pentru că Donald Trump vine dintr-o familie de oameni săraci. Lumea nu știe, dar bunicii săi, unii veneau din Scoția și erau pescari, erau oameni la fel de săraci ca lipovenii de astăzi, din Dobrogea, și celălalt bunic venea din Germania și a plecat imediat după război, de fapt în timpul războiului 1917 în Seattle, a avut acolo o cârciumă, unii spun că a avut și o casă de toleranță și după aceea a făcut primii bani din alimentație publică ca apoi să investească în industria aceasta imobiliară. Dacă în 2 generații reușești să ajungi la 1 miliard, eu cred că asta se cheamă succes, cel puțin succes al visului american. Eu nu cred că tu îți poți imagina ca nepoții tăi să fie miliardari în România. Ar fi frumos. Dar în America poți să pornești cu o cârciumă în anii 30. Tata vine și construiește niște case într-un cartier sărac, Queens, și nepotul bunicului vine și construiește... Da, dar noi vorbim aici despre... Și devine și președinte, scuză-mă. A zis atâtea chestii care... Nu știu de unde să apuc. Conceptul de a zice că în România nu ți-ai imaginat să fii miliardar și că ei au reușit în 2 generații să devină miliardar și președinte. Da, dar în ce generație din SUA? Cumva în generația în care SUA a devenit puterea globală și polițistul planetei, ducând 10 de războaie, oficiale sau neoficiale, pe lume și furând resursele la tot globul? Cumva în acea generație? Nu mi-e clar. Când vreodată România a avut aceste generații? Că nu mi-e foarte clar. Când vreodată România s-a dus la 10.000 de kilometri distanță ca să ia resurse de acolo și să le aducă înapoi în România? Că nu mi-e foarte clar. Generația aia de avea litru de benzină 50 de bani? Generația aia din care din 10 salarii salarii îți cumpărai casă, cumva acea generație, pentru că SUA era cel mai bogat stat din lume, tocmai prin războaiele pe care le duceau și toți banii pe care îi aduceau. Generația aia cumva, că nu mi-e clar. Generația construită, că zice cineva foarte bine, acea generație construită pe cârca generații de dinainte care au fost sclavi pe plantație, generațiile alea, că nu mi-e clar. Că e clar că el habar n-ai, nu știe nimica despre nimica, mă, frățioare. Dar vine și zice, domne, în două generații... Da, în ce generații? Și te pune ca sclavul să stai să explici care au fost de fapt acele două generații și cum a reușit ăla să devină milionar făcând apartamente în câmp, basically. Mai este o variantă pentru Mihai Neamțu, mă, să aminte, există această chestie care se numește Partidul Republican în România. E un partid ăsta de Facebook, l-am mai văzut pe stradă, Partidul Republican în SUA. Bine, sigur, el a apărut, el o banală experiență americană. El a fost și personaj în Singura Casă 2, dacă mi-aduc bine aminte. Nu, adică, ce să spun, nu. Eu înțeleg motivele pentru care ați putea să-l urâți pe Trump. Eu nu urăsc pe Trump. Eu ce spun este, eu nu dacă îmi place profilul birocratului, atunci foarte bine. Acum discuția este evident că nu noi ne ce să votăm acolo și America, da, are influență, ce se va întâmpla acolo, ne va influența și pe noi, în mod evident. Dar pe de altă parte, politica americană continuă cu și fără Trump, adică politica externă americană, nu și cea internă, corect. Politica externă, pentru că asta ne interesează pe noi. Cea internă, sincer, e foarte departe de noi. Nu, asta nu există o America în declin. Cred că toți ne dorim o America puternică. Nu este. Dacă, indiferent de ce se spune, în momentul ăsta, America continuă linia pe care a avut-o cu China, de exemplu. Adică ce s-a întâmplat în relația cu China este o continuare a ceea ce a făcut și Trump, care n-a fost ideea lui. Că așa, ideea lui a fost să întâlnească cu Kim Jong-un. Nu s-a întâmplat nimic. S-au dat mâna, s-au pupat doi băieți care au cumva aceleași vederi despre viață, părerea mea, și că aia a fost tot. Nu s-a întâmplat nimic, părerea de Nord. Adică temele pe care le-a pus pe masă Donald Trump și care erau ale lui personale, nu s-a întâmplat nimic cu ele. Facem o analiză lui Donald Trump, nu. Asta e că primești, e atât de simplu. Oratorul Mihai Neamțu, primești o întrebare grea. Ați venit să vorbim despre asta? Hai să nu vorbim despre asta. Asta este oratorul Mihai Neamțu. Când ești pus cât de puțin în dificultate, hai să vorbim despre altceva. Din nou la ședință. Nu am nimic cu ele. Facem analiza lui Donald Trump, nu. Donald Trump din nou la șefia Americii, la conducerea Americii, cum o să fie România în ecuația asta? Nu cred că se va schimba foarte mult. Așa este. Politica Americii în privința țărilor NATO nu are cum să se schimbe, doar din punct de vedere cultural. Dați-mi voie să spun, și poate vi se pare că pun foarte repede degetul pe rană, cred că din punct de vedere cultural această obsesie pe care n-am cum să o descriu altfel decât ca fiind o obsesie de a impune agenda LGBTQ pe care văd că administrația Biden a impus-o, inclusiv în școlile publice din California sau din alte state, această obsesie va fi înlocuită de o revenire la normalitate. Există o agendă culturală a stângii radicale pe care Donald Trump nu îmbrățișează, pe care eu nu îmbrățișează, pe care poporul polonez nu îmbrățișează. Dacă este cineva, tatălui Trump a făcut literally afaceri cu statul, construia case ieftine cu bani de la stat și culmea cu profit garantat de stat, culmea a avut procese de civil rights că nu vindea afroamericanilor, so much for free market capital. Da. Nu știam chestia asta specifică, dar la fel ca toți miliardarii din SUA, fac afaceri cu statul. E așa, piața liberă, competiție, privat, cât mai mic, să fie statul cât mai mic, cât mai neimplicat. Toți miliardarii din SUA, toate afacerile care au creat miliardari de ăștia, dar în rândul zecilor de miliarde, toți fac afaceri cu statul. One way or another. One way or another, toți au bani. O parte, în mod evident nu toți, de la stat. Și Elon Musk este cel mai bun exemplu. O mare parte din banii din toate afacerile lui Musk, Tesla, SpaceX, au provenit de la stat. Piața liberă, privații. Și are poporul român îmbrățișează și care această agendă este impusă cu o anumită vehemență, inexplicabilă pentru mine, de stânga radicală. Care este radicală, de ce? Pentru că ea nu seamănă cu ceea ce reprezenta stânga lui JF Kennedy. Vă reamintesc că JF Kennedy a fost președintele Americii. JF Kennedy, un om de stânga? Băi, eu când vă zic omul ăsta habar n-are. Băi, el vorbește, efectiv vorbește din auzite. JF Kennedy, un om de stânga. JF Kennedy care a invadat Cuba. JF Kennedy, căruia i s-a pus pe masă dacă să facă atentate teroriste în SUA. JF Kennedy, de stânga! JF Kennedy, de stânga! Doamne Dumnezeule mare! Băi, eu când vă zic că habar n-are ce vorbește! Pentru că ea nu seamănă cu ceea ce reprezenta stânga lui JF Kennedy. Vă reamintesc că JF Kennedy a fost președintele Americii și liderul Partidului Democrat. Pentru el, valorile creștine, pentru el, valorile anticomuniste erau valori non-negociabile. Astăzi, stânga radicală din America... Deci JFK era de stânga, dar avea valori anticomuniste. Stânga... Stânga lui JFK anticomunistă. Băi, să faci omul ăsta de râs, nu poate scoate două cuvinte pe gură fără să facă de râs. Astăzi, stânga radicală din America, reprezentată de Nancy Pelosi, care este vicepreședintele Statelor Unite. Acesta... Băi, nu pot să nu pun pauză. Stânga radicală din America, reprezentată de Nancy Pelosi, persoana care a făcut cei mai mulți bani la bursa americană din informații, din Inside Info. Persoana care a făcut ea și familia ei cei mai mulți bani pe bursa din SUA, ea lucrând în cadrul guvernului și știind clar cum o să fluctueze bursa. Nancy Pelosi este stânga radicală! Nu mai pot, man! Nu mai pot, coaie! Stânga radicală Kylie Jenner! Stânga radicală domnul Ilie Hodiniuc și Guștinel! Da, a zis că da, am trecut peste asta, că, adică având în vedere că e clar că nu știe nimica despre nimica, da, a spus că Nancy Pelosi este vicepreședinte, nu așa a zis, că nu surd. Ca reprezentată de Nancy Pelosi, care este vicepreședintele Statelor Unite. Nancy Pelosi este vicepreședintele Statelor Unite. E să că îl habar n-are, măi, îl vorbește din cărți. Pentru cine nu știe, vicepreședintele Statelor Unite este Kamala Harris, nu Nancy Pelosi, dar na, când e vorba de femei nu prea le mai ții minte. Iar Nancy Pelosi este... șefa gen Senatului, cum ar veni. Este președintele Camerei Reprezentanților din 2019. Vicepreședintele SUA, Nancy Pelosi. Dar am trecut și peste, că adică el zice că JFK e de stânga, adică ce să... LGBTQ nu înseamnă oameni? Ba da, bineînțeles, cine a presupus că nu sunt oameni. Dar agenda sexualizării copiilor nu mi se pare că este legitimă. În ce sens îi sexualiză? Că în America se întâmplă niște lucruri despre care... Păi nu știu, vreți să vă arăt acum o poză dintr-un manual, că mi-am și făcut fotografia asta. Știu că așa putem să găsim și noi, Mihai. Și noi putem să găsim în manuale de religie niște chestii abominabile. Sexul anal prezentat la copii de 10 ani, se pare normal? Și poți compara sexul anal cu o discuție într-un manual de religie despre Sfântul Gheorghe? Nu mi se pare că e o comparație. Este un manual în care li se prezintă copiilor sexul anal? Vă zic dinainte ce a găsit. A găsit un manual dintr-un stat din SUA care nu este acreditat sau ceva la modul și n-a fost folosit niciodată, în care într-un manual de biologie este prezentat faptul că se poate face sex atât vaginal cât și anal. Pentru că asta este realitatea biologică în care trăim. Asta e, vă zic eu, asta e. Nici nu trebuie să ne uităm, vă zic eu că asta e. Anal cu o discuție într-un manual de religie despre Sfântul Gheorghe, nu mi se pare că e o comparație. Da, da, încă o dată, manualul ăsta e un manual la nivel național. Nu, la nivelul da. Păi da, asta zic, men, că adică poți să pui pauză la fiecare secundă să-i dai 15 contraargumente. Da, lui îi pasă foarte mult de copii, dar de faptul că Trump făcea vizite pe insula lui Epstein, nu-i... Asta lasă că mergea la copii domnul Donald Trump. Nu ziceți de chestia asta. Nu ziceți de treaba asta, da? Lasă că erau prieteni, da? Las astea. Nouă ne pasă foarte tare de sexul anal din manuale. Statului California. Adică noi manualul ăsta e un manual la nivel național. Nu, la nivelul de pildă statului California. Adică noi știm cum, că asta este mare. Hai să căutăm această știre, sunt foarte curios. Cum sunt învățați copiii să facă sex anal. California cu... ok, am scris cool și mi-apare school shooting în toate astea. Anal sex... Ați ținut minte descrierea mea, da? Că o să fie dintr-un manual, dintr-un stat din SUA care n-a fost aprobat și care oricum vorbea despre asta biologic, da? Dacă vă zic că fix asta e, nu mă credeți. Dacă vă zic că fix cuvânt cu cuvânt ceea ce am zis eu este, nu mă credeți. Fact check. Does school book on anal sex masturbation target 5-year-olds? Deci este un fact check pentru că a fost probabil un viral din SUA pe care l-a văzut și Mihai Neamțu. Deci a fost un tweet în care cineva a zis că li se predă sex material copiilor de la 5 ani în sus. De fapt, realitatea este că cartea despre care se vorbea se numea It's Perfectly Normal și era pentru copii de peste 10 ani și nu pentru 5 ani. Ceea ce conținea cartea nu sugera în niciun caz că copiii nu fac destul sex și nu fac destul sex anal, așa cum susține tweet-ul respectiv. Tweet-ul de la care apare toată știrea asta este luat dintr-un school board meeting din 2021 care discuta o lege a Senatului despre introducerea educației sexuale și despre guideline-urile despre introducerea educației sexuale. It's perfectly normal, is not a mandated text in school and it is not mentioned in the guidance introduced, which is voluntary and has an opt-out for parents. De asemenea, ceea ce zicea chestia aia, zicea că de la clasa 5-a elevii să învețe despre Common Human Sexual Development, a.k.a. ce am făcut cu toții la biologie în clasa 5-a, cum îscresc ouțele versus cum îscrește vaginul, incluzând masturbarea, și până la finalul clasei a 8-a să li se definească diferențele, bănuiesc, între sexul vaginal, oral și anal. Da, deci la clasa 8-a. El vede un tweet și pe urmă vine și zice știri în România, pentru că eu asta vă zic, și de asta vă zic cu curiozitate și cu dorința de calling bullshit out. Că el știe că vorbește căcat. N-are cum să nu știe că el vorbește căcat. El știe că face o propagandă mizerabilă, el știe că minte, că n-ai cum să fii traseist politic, n-ai cum dacă nu minți, dacă nu știi că minți. Mai că el știe faptul în același timp că nimeni nu o să meargă să caute. Nimeni o să, la fel cum știe în discuție cu ăsta. Ce o să facă ăsta? Acum o să deschidă Google-ul să caute? Nu o să deschidă. O să zic că da, bine, hai, las că văd eu. Cu manipularea luăm niște bucăți din niște chestii și le manipulare folosim, le folosim în... Miss Olanda. E o manipulare sau nu? Și ce se întâmplă? Nu, dar e o manipulare sau nu? Este o manipulare, evident. Pentru cine nu știe, Miss Olanda este o persoană trans, este o femeie trans care, în mod evident, arată gen, trebuie să vă imaginați. Este un spectacol pe care îl face toată lumea și cred că conservatorii sunt foarte fericiți că le-a dat din nou apă la moară. Ai carne de ton acolo, adică tu ai muniție pentru argumentele tale și ce mi se pare mie foarte interesant, și aici aș vrea să spun un lucru foarte important. Ce mi se pare mie că lipsește în România este dezbaterea, dar dezbaterea asta în care nu ne dăm în capul numai pe ea. Care nu te cerți. Și, da. Ce dezbatere, măi, omule, cu tot respectul, nu știu cine ești, dar ce dezbatere să ai cu oameni ca Mihai Neamțu? Eu voiam să merg la dezbatere cu el doar ca să-l iau la mișto să facem catering. Dar gen, ce dezbatere să ai cu mincinoși patologici? Eu de-aia zic în continuu și repet și o să o zic întotdeauna, dezbaterea este spectacol și atât. Dezbaterile nu schimbă nimic și nu fac nimic, sunt doar spectacol. Spectacol! Când vine Michi și îți minte odată la 2 secunde cu un legător cu ceva, sau omite contexte atât de importante, sau efectiv vorbește bălării, literalmente. Ce dezbatere să ai cu cineva care minte odată la 2 secunde? N-ai ce dezbatere, aia nu e dezbatere, e doar el urlând și lumea crede ce îi convine. Și omul care minte și care vorbește căcat, întotdeauna o să aibă reacțiune mai bună la public, pentru că îi zice ce vrea să audă, indiferent că este o minciună nenorocită. Mi-a trebuit să fie de o parte sau de alta. Eu pot spune că sunt, sau că am fost conservator, nu mai sunt nici conservator, nici progresist, cum se spune, pentru că nu mă regăsesc nici într-una, nici într-alta dintre doctrine. Ce mi se pare foarte interesant este că extremele acestor ideologii sunt foarte vituperante. Și nici măcar nu e în fața cuiva care se declară progresist, e în fața unui centrist, nici măcar nu are un adversar de cealaltă baricadă. Însă este o populație numeroasă care, de exemplu, refuză să mai cumpere Bud Light pentru că au făcut reclamă cu mălveni sau așa, da. Și uite că le-au dat-o peste nas oamenii obișnuiți, că ei nu mai cumpără berea respectivă și s-au dus în cap la bursă. În același timp însă, apropo de Donald Trump, nici Donald Trump n-a vândut niciun produs cu numele lui pe el în afară de turnurile pe care le are, da? Adică oamenii obișnuiți... Nu l-aș plânge pe Donald Trump, văd că ai tendința asta. Da, nu, este că oamenii obișnuiți, când sunt puși să aleagă fără să fie, să zicem, urmăriți la modul că într-o dezbatere, dacă spui ceva rău despre LGBTQ sau despre Donald Trump, ești imediat referit de unii sau de alții, da? Dar când au de ales fără să aibă deasupra lor un ochi care veghează, ei vor o viață obișnuită în care nu contează cine cu cine face indiferent. Da. Adică căsătoriile între persoanele de același sex vor fi acceptate în România. N-are încotro după decizia CEDO. Doamna Nedelea, sunt atâtea minorități în România și în Europa. Există minoritatea pescarilor, da? Care nu are deloc parte de publicitate. Există minoritatea celor care scriu cu mâna stângă. Există o minoritate a lipovenilor din Tulcea care țin calendarul vechi. Există minorități de tip religios, cum ar fi minoritatea pentecostală. Există multe minorități. Doamna Nedelea, între toate aceste minorități... Domnul Mihai Neamțu, am și o întrebare. De ce nu se face referendum că se fut pescar cu pescar? Ce să mai comentezi, man? Ce să mai comentezi? Am selectat una. Există minoritatea, nu știu, iubitorilor de poker. Există minorități de tot soiul. Din societatea asta... Aia îți dependeți de păcănele, domnul Michi. Domnul Michi, aia sunt oameni care merg la Formula 1, nu... Este o aglomerație cum doar începutul de an școlar o aduce. Amplă și complexă pe care o avem. Am selectat o minoritate care își revendică, dacă vreți, demnitatea plecând de la sexualitate. Sexualitatea e un lucru care poate fi și nobil, dar și întunecat. De ce spun asta? Pentru că e întunecat atunci când sexualitatea nu e consensuală. Este întunecat atunci când sexualitatea speculează inocența copiilor. De aceea avem niște limite în lege, nu? Privind, de pildă, activitatea sexuală. Nu poți să dai la un copil de 11 ani fără consecințe penale. Sexualitatea... Da, numai Donald Trump are voie să meargă pe insula lui Epstein. Noi restul nu avem voie. Donald Trump, care e freștu bocan, ce are voie să meargă pe insula lui Epstein? E un lucru nobil atunci când există afectivitate, când există nu numai consens, ci dragoste și există o intimitate celebrată de cei doi și există o dimensiune întunecată pe care și filozofia, și literatura, și religia o scoată la iveală. Și ce faceți că România va legaliza Adică ce e de comentat aici? Săracul e pe altă planetă. Nici bunica mea nu pune botul la asta. Bunica mea nu pune botul la ce zice Mihai Neamțu. Ce e de comentat? Desigur, argumentul este... Puteți să-mi spuneți care dintre aceste minorități enumerate până acum nu are toate drepturile pe care le avem noi doi? Da, nenea ăsta a zis că nu e progresist, cine să-i pună aceste întrebări? Dar uite că doamna îl întreabă ce părere are de faptul că la un moment dat, cu siguranță, România vor fi legalizate căsătoriile LGBT. Și filozofia, și literatura, și religia o scoată la iveală. Și ce faceți că România va legaliza căsătoriile între persoane? Nu, asta mă duceți într-o discuție legală, nu sunt jurist. Se va întâmpla asta. Dar nu am de gând să fac altceva decât îmi dictează conștiința în viața asta. Deci asta e, în secunda în care primești o întrebare, să zic, măi, poți să-l pui în fața unui zid care poate să vorbească. Deci dacă zidul zice și îl pui pe Mihai în fața acestui zid, el e terminat. El e terminat, e mort. Efectiv l-a întrebat și ce părere aveți de decizia CEDO care zice că România va trebui să... Nu știu. Hai să schimbăm subiectul, nu mă întrebați, eu nu sunt avocat, da? Nu mă întrebați pe mine de lege! Tu vorbeai până acum de legi, nu? Adică, nu tu ziceai cu legile pentru copii, pentru penal, nu? Nu tu ziceai? Respect toate legile țării mele. Dacă țara mea va face ceva care... Mă rog, spuneți dumneavoastră că este inevitabil, voi lua notă sau voi lua act de chestiunea aceea. Nu am o problemă, nu mă tulbură fundamental, pentru că viața mea nu se va schimba. Dar dacă vei ajunge din nou într-o poziție de decizie și vei putea să schimbi lucrurile... Dar aș vrea să vă întreb de ce ați considerat dumneavoastră. Vă rog să-mi explicați, pentru că sunteți... Măi, efectiv l-a întrerupt pe ăla. Măi, am vrut să-i mai pun o întrebare care să-l pună în dificultate și l-a întrerupt. Efectiv, a început să urle despre el. Fiți atenți un pic. El nici nu știe ce vrea, n-am mai văzut partea asta. El nici nu știe ce vrea să zică, dar doar știe că trebuie să urle peste ăla și îi vine, știi, pe drum ce să zică. El știe doar că trebuie să-l oprească pe ăsta, trebuie să-l oprească să-i dea contraargument. Dar aș vrea să vă întreb de ce ați considerat dumneavoastră, vă rog să-mi explicați, pentru că sunteți mai degrabă liberal din punctul de vedere, eu sunt conservator, de ce credeți că o lună de zile... Efectiv asta să-i vină pe loc, man. Efectiv asta să vină pe loc. Vei putea să schimbi lucrurile. Dar aș vrea să vă întreb de ce ați considerat dumneavoastră, vă rog să-mi explicați, pentru că sunteți mai degrabă liberal din punctul ăsta de vedere, eu sunt conservator, de ce credeți că o lună de zile... Da. Băi, efectiv, e comedie pură, I love it so much. Mi-e și milă de el că se supune, adică vine singur și se supune la a se face de râs constant și nu înțeleg de ce, adică ai posibilitatea să stai acasă, domnul Mihail, aveți posibilitatea să stați acasă, de ce alegeți să vă faceți de râs constant? Aceste identități sexuale. Deci ce zice? Eu sunt conservator. De ce credeți că o lună de zile trebuie dedicată acestei identități sexuale care este minoritară, care reprezintă sub 2% din populație, o lună de zile din cele 12 și oferim 2 zile nașterii lui Hristos și încă o zi jumătate învierii lui Hristos, numai puțin. Deci el cu asta a contracarat, ăsta este contraargumentul lui. De ce comunității LGBT se dedică o lună de zile? Puteți să-mi arătați și mie care este luna care li se dedică? Puteți să ne ziceți ce zile libere sunt date de la stat pentru luna LGBT? Puteți să ne ziceți și nouă ce se întâmplă în această lună dedicată comunității LGBT, că ultima oară când am verificat era un marș pe Calea Victoriei. Adică aia era singura implicare a statului, când trebuia să organizeze, să păzească și să aprobe un marș pe Calea Victoriei câteva ore. Că altfel nu mi-e clar. Câte zile libere se dau pentru comunitatea LGBT, că nu mi-e clar. Câte duminici din an sunt chemați urmașii LGBT în cadrul unei instituții imense care are pământ și biserici în toată țara ca să se roage adepții LGBT în fiecare duminică, că nu mi-e clar. De asta zic, man, adică că este atât de ușor de demontat că mi-e și rușine de rușinea lui. Înăuntru meu simt că toată lumea intuiește aceste răspunsuri și gen mi-e și jenă să le mai comentez, vreau doar să mă uit să râd. Oferim 2 zile nașterii lui Hristos și încă o zi jumătate învierii lui Hristos, numai puțin. Sunt 2 miliarde de oameni. E o zi jumate doar? Aha. Pe globul acesta care celebrează. Da, dar în spațiul european sunt mult mai mulți creștini care celebrează aceste sărbători și în România 85% sunt creștini care celebrează aceste sărbători și nimeni n-a hotărât să dea, nu știu, creștinilor o lună dintr-un an de zile. 85% creștini? Măi, nici nu știți statistici de-astea basic. În ce? Sau, nu, hai să vedem pe ultimul referendum. Mi-e greu să cred că sunt de puțini declarați. Creștini, referendum 2023. zic că așa se întâmplă. Bine, ai o săptămână, să zicem, la Paște, că ai... Nu e chiar așa. Da, da. Sunt două zile din punct de vedere al statului. Dar putem face o petiție să se schimbe... Nu, doamna Nedela, de fapt, ideea fundamentală pe care o transmit este că... Sunt doar 2 zile ale statului? Sunt doar 2 zile libere din partea statului pe sărbători religioase. Trebuie să pui pauză la fiecare declarație, man. Sunt 2 zile libere religioase din partea statului în România. A fost literalmente acum 2 zile, a fost weekendul prelungit cu Sfânta Marie. Doar 2 zile sunt. 2 zile sunt. Să existe decență. Eu spun atât. Trăiește-ți viața sexuală în intimitatea ta. Nu exhiba această sexualitate în fiecare zi. Nu-mi scoate pe nas faptul că tu ești într-un fel sau altul. Dar de ce oamenii aceștia n-ar avea dreptul să se căsătorească? Doamne, să le accepti căsătoria? Eu consider, noastră considerați altfel, că viața se naște din unirea naturală între un bărbat și o femeie. Mă uit în jur și văd că și în lumea mamiferelor același lucru se întâmplă. Ca viața să se reproducă. Dar și în lumea mamiferelor există insecuritate. Adică... Tu știi foarte bine că nu asta am spus. Știi că am spus că reproducerea se produce. Pușu. L-am rugat pe Fire să mă lase și pe mine liber de Sfânta Marie și mi-a zis du-te și lucrează pentru Mihai Neamțu dacă vrei liber. Se întâmplă prin întâlnirea între masculin și feminin. Da, dar există și masculin și feminin care se căsătoresc și decid să n-aibă copii. Eu zic reproducere, tu schimbi subiectul. Păi da, eu vorbesc despre viață, tu schimbi subiectul. Păi de ce trebuie reproducere? Mai puțin. Eu plec de la premisa că viața e un bun. Nu? Sunteți de acord că dumneavoastră faptul că existați un bun în sine? Da, absolut. E un bun intrinsec, faptul că dumneavoastră existați? E un bine absolut lucrul ăsta sau relativ? Sigur. De aceea noi, dacă cineva vrea să vă agreseze, îl vom pedepsi pe acel om. Sau dacă pe tine vrea să te ucidă cineva, noi vom avea grijă ca acel om care vrea să te ucidă să fie trimis la închisoare. De ce? Pentru că viața e un bun absolut. Eu în micul silogism. Ce să comentez? Băi, el vorbește în tot. El a plecat de la LGBT și acum vorbește de viața ca bine absolut. Tactici de astea de dezbatere de clasa a doua în care o întreabă pe aia, sunteți de acord că apa e udă, că aia să zică da și să pară că e de acord cu el. Adică ce e de comentat aici? Pe care am încercat să-l fac în fața noastră, am plecat de la o premisă absolută, că viața e un lucru bun. Okay, dar și viața, stai puțin, viața se naște din întâlnirea naturală între bărbat și femeie, între masculin și feminin. Ceea ce nu se întâmplă încă. Auziți, domnul Mihai Neamțu, de viața copiilor din, dacă vreți să facem whataboutism, dacă suntem la campionatul de whataboutism, de viața copiilor din orfelinate, ce ziceți? Ei merită să aibă o viață alături de niște familii iubitoare? Că nu mi-e clar chestia asta. Vă place de mult viața. Atât de tare împotriva avortului, dar nu v-am auzit o secundă să ziceți ceva despre copii abandonați din orfelinate, din centrele de plasament. Foarte interesant cât de mult le pasă de viața acestor conservatori și mănâncă căcați cu asta. Preotul care a luat 800 de copii, da, știu eu, un preot în... V-a zis Vișinel care-i treaba cu preotul ăla. Sper că mai țineți minte. Îi place atât de mult viața încât încearcă pentru a 3-a oară să-și facă una. Nu anulează cu nimic faptul că există două persoane cu același sex care se cunosc. Având în vedere că viața, copilul și reproducerea au loc atunci când se întâlnește masculinul și femininul. Toate religiile umanității, toate, fără excepție, toate culturile ancestrale, toate, ale analizate de Eliade, de acest fascist, nu? Toate culturile și toate religiile timp de 5.000 de ani de când există istorie. Dacă un om analizează religii, nu poate să fie fascist. Ați auzit aici pentru prima oară. Auziți, domnul Mihai Neamțu, de Eliade și cu Mai 3, ce ziceți? Păreri de Eliade cu Mai 3? Ce păreri aveți de Eliade și de Mai 3? Tare curios sunt. Că vă pasă foarte mult de copii. Vă e foarte frică ca nu cumva copiii să afle de sex anal. Dar de idolul dumneavoastră Eliade cu Mai 3, ce ziceți? Ce ziceți de sexul cu minori? Că vă că ziceți de Eliade că e fascist, dar de cealaltă chestie de care știe toată lumea, de ce nu ziceți nimica? Au celebrat uniunea naturală între bărbat și femeie. Și se întâmplă în continuare. Există mai nou o presiune ca în această celebrare a iubirii și a vieții care se întâmplă ca urmare a întâlnirii între cei doi, să fie integrată și noțiunea de cuplu homosexual. Personal cred că nu ai voie să slăbești noțiunea de căsătorie sau de mariaj sau de nuntă. Nu ai nevoie să o slăbești introducând aceste parteneriate. Pentru că riscul ar fi? Care ar fi riscul la adresa familiei? Da, mulțumesc, doamnă, pentru aceste întrebări, sincer, că simt că mă ubui la un monolog, Michi. Mulțumesc, să vă dea de sănătate pentru aceste întrebări de bun simț. Pentru că riscul ar fi? Care ar fi riscul la adresa familiei? Da, simplu, e banal. Cred că sunteți de acord cu mine că a crește un copil cu o mamă și cu un tată nu este același lucru ca a crește un copil cu doi. Nu sunt foarte convins. Sursa? Că vă dau eu surse care zic fix pe invers. Vă dau eu surse care zic fix asta, că dezvoltarea copilului, în mod evident că este diferită când ai o mamă de sex feminin și un tată de sex masculin, în mod evident că este diferită față de dezvoltarea cu 2 mame de sex feminin și 2 sau 2 tați de sex masculin sau whatever ce e în capul tău, mă că este diferită, dar sunt atâtea surse care atestă faptul că pentru un copil este 15 ori mai bine să crească într-o familie decât să nu crească în nicio familie. Hai că vă caut acum că o să ziceți că de ce nu dai sursa tu și de ce nu puta mea. Nu te duce capul că pentru un copil este mai bine să aibă o familie decât să n-aibă nicio familie sau să aibă un singur părinte? Nu te duce capul la măcar atâta lucru? Că e mai bine să aibă doi părinți, indiferent ce orientări au, decât să aibă un singur părinte care se chinuie cu el? Nu te duce capul la atâta lucru că are nevoie de sursă la chestia asta? Dar îți dau sursă, stai așa. Îți dau meta-analiză, că sunt băiat. This systemic review aims to synthesize the evidence of disparities in family outcomes between sexual minority and heterosexual families and to identify specific social risk factors of poor family outcomes. Uite, iată, 34 de articole diferite. Concluzia. Most of the family outcomes are similar between sexual minority and heterosexual families. And sexual minority families have even better outcomes in some domains. În unele domenii, familiile din minorități sexuale au outcome-uri mai bune. Nu știam de asta specific. Relevant social risk factors of poor family outcomes included stigma and discrimination, poor social support and marital status. The next step is to integrate multiple aspects of support and multi-level interventions to reduce the adverse effect. Fii atent. Fii atent. 1996. Meta-analiză din 1996. Făcută pe ce decidea justiția în legătură cu ce înseamnă best interest of the child. Concluzia meta-analizei din 96. In other words, the data failed to support the continuation of a bias against homosexual parents by any court. 96. Meta-analiză din 96. Ok, pentru cine nu știe, nici eu nu mă pricep. Să ne înțelegem, nici eu nu mă pricep, dar sunt în stare să caut trei de-astea. Nu e un studiu. Iei bucățile care atestă o chestie din mai multe studii și le faci o meta-analiză și vezi ce zic toate studiile la un loc. Dar deci nu este un studiu, este o meta-analiză. Dar cam, adică trebuie să scurgă creierul pe jos, să nu-ți dai seama că o familie, indiferent cum arată ea, este mai bine decât să-ți fi crescut de un singur părinte sau să nu ai părinți deloc, în mod evident. Cu mine că a crește un copil cu o mamă și cu un tată nu este același lucru ca a crește un copil cu doi. Nu sunt foarte convins. Asta e clar că nu e același lucru, numai că el nu continuă să zică ce înseamnă că nu e același lucru. Să intru că n-am date în zona asta. Pe tine atunci. Nu am date în zona asta. Experimente pe tine. Dar cred că ducem lucrurile într-o zonă greșită și... Dar de ce să faci experimente pe alți copii? Dar nu e vorba de experimente. Michi, dar există aceste experimente. De asta s-au făcut meta-analize pe acest subiect, pe care poți să le găsești la primul Google. Dar mai zine de Republica lui Platon, mai zine cu ce ai ascultat la audiobook. Pentru că noi plecasem, Mihai, noi plecasem de la dreptul a două persoane de același sex să se căsătorească. Dar este vorba despre sentimentele acelor oameni. Nu vorbim aici că se reproduc sau nu, pentru că la fel de bine se pot întâlni doi oameni, bărbați și femei, care decid că se iubesc și se căsătoresc, dar decid să nu aibă copii și nu fac, ei nu se căsătoresc ca să aibă copii. Tu presupui că singurul scop al unirii între un bărbat sau între doi oameni este să se reproducă. Este unii decid așa și e foarte bine, dar principalul ingredient de la care pleci este că cei doi oameni se iubesc. Vreau doar să vă întreb dacă dumneavoastră, când sugerați că trebuie să avem un mariaj gay în România, luați în calcul ca și copiii să fie crescuți de doi bărbați. Nu sugerez că eu vreau să vă întreb, da sau nu? Vreți să avem copii crescuți de doi bărbați? Eu pot să nuanțez puțin răspunsul? Băi, nu, e da sau nu? Pentru că nu e da sau nu. Eu m-aș întreba care ar fi problema dacă ar fi crescut. Răspunsul din partea mea, știu că nu este o întrebare pentru mine, răspunsul din partea mea este da. Pentru că singurul mod, la momentul ăsta în România, în care o familie homosexuală, sau nu neapărat, o familie formată din persoane de același sex, poate să aibă copii, este adopția. Și atunci apare întrebarea. Ce preferăm? Preferăm ca copiii să rămână în sistemul bolnav, abuziv, în care se întâmplă violuri, suiciduri, pastile băgate pe gât și așa mai departe din centrele de plasament? Și dacă nu mă credeți pe mine, mergeți, vă rog frumos, și uitați-vă la video cu Vișinel Balan. Și dacă nu credeți nici pe el, puteți să căutați atâtea cazuri care se întâmplă zi de zi în rubricile de știri. De ce preferăm? Să lăsăm copiii în mediul ăla sau copiii respectiv să poată să fie adoptați de niște oameni iubitori, indiferent că sunt ei de același sex sau de orientare sexuală minoritară? Ce preferăm exact? Că oricum adopțiile astea, again, throwback to Vișinel Balan, adopțiile astea nu se fac, vine cuplu gay și zice, dă și mie un copil! Dar încă copilul meu nu funcționează așa. Trebuie să treacă prin niște cercetări, trebuie să vină la tine acasă, trebuie să îți vadă că ai venit stabil, că adică nu vine gay-ul și zice, dă-bă și mie. Dă-bă și mie și ia de pe raft un copil, nu funcționează așa. Asta este întrebarea domnului Mihai Neamțu. Ce preferăm? Să ținem copiii abuzați, again, știu că este dureros de auzit, dar abuzați sexual, drogați, Unii dintre ei fugim pe străzi pentru că nu mai suportă chinurile din centrele de plasament. Și după ce se termină perioada din centru de plasament, de multe ori aruncați în stradă fără nicio oportunitate de viitor. Preferăm asta sau preferăm ca copiii aia să meargă la niște familii iubitoare care se întâmplă să aibă părinți de orientare sexuală minoritară? Răspunsul e că nici dumneavoastră, nici colegilor dumneavoastră de la partidul PMP, AUR, PNL și restul politicii române, nici nu le pasă de chestia asta. Nu le pasă de această chestie. Vă pasă doar să mâncați căcat cu polonicul despre cât de răi sunt gheii. Asta vă pasă. Dacă vă păsa cu adevărat de copii, asta era primul lucru despre care vorbeam. Dar nu vă pasă cu adevărat nici de copii, nici de căsătorie, nici de nimic. Vă pasă doar să marcați niște puncte pentru bunica mea că sunteți împotriva gheilor. Asta vă pasă. Cu tot respectul. La fel, știi? Dacă vă păsa atât de mult de vai, copii morți la avorturi, să ne întoarcem pe vremea lui Ceașcă. Sunt un anticomunist convins, vreau să mă întorc pe vremea lui Ceașcă, să nu mai aibă voie femeile să facă avort. La fel, dacă vă păsa atât de mult de copii avortați, la fel, primul lucru pe care îl făceați, vă păsa mai degrabă de copiii care sunt chinuiți și maltratați în centrele de plasament din România. Dar vă nu vă pasă de chestia asta. Vă pasă doar să o prostiți pe bunica mea. Eu vă întreb dacă credeți că e bine sau nu. Asta vreau să știu. De ce ar fi rău? Nu, eu vă întreb dacă e bine sau nu. După aceea o să vă spun. Eu nu știu că e bine sau rău, pentru că tu pleci de la premisa că este absolut bine și este, cum să spun, copiii sunt doar crescuți doar într-un cuplu de bărbat cu femeie. Nu plec de la premisa asta, eu plec de la observația. Faci niște copii care sunt bătuți într-o familie tradițională. Eu plec de la observația. Adrian, tot timpul putem să dăm exemple din natură sau din cultură extreme, da? Ăsta e un exemplu extrem. Păi da, eu cred că nu vor avea niște copii. Tu nu anulezi enunțul meu pentru că... Dar noi nu luăm niște copii din unele familii. Dar noi, să ne înțelegem, noi nu luăm niște copii de la niște familii, din un bărbat cu femeie care au niște copii fericiți și vine cineva și le ia copilul și spune de acum încolo copilul ăsta e la acest lucru. Eu să zicem că fac o pledoarie pentru democrație, da? Cineva o să-mi spună că în 1933 democrația consolidată din Germania anului 1933 a promovat un tiran, un nebun. Vreau să nu mai pun pauză pentru 5 secunde și nu pot. Deci cum a zis? Un bărbat cu femeie care au niște copii fericiți și vine cineva și le ia copilul și spune de acum încolo copilul ăsta e la acest deci de la această discuție am ajuns în 1933, dar stai, vreau să aud ce a zis. Vreau să zicem că fac o pledoarie pentru democrație, da? Cineva o să-mi spună că în 1933 democrația consolidată din Germania anului 1933 a promovat un tiran. Democrația consolidată din Germania anului 1933. Efectiv vorbește în minte, efectiv vorbește în dodi. Democrația consolidată. El habar n-are, măi, săracul. El nu știe nimic, a auzit el pe undeva. Dragi copii, pentru context, democrația consolidată despre care vorbește Mihai Neamțu este Republica Weimar, care a fost o perioadă de 15 ani sau ceva între sfârșitul primului război mondial și ascensiunea lui Hitler în 1933. Deci este o democrație consolidată de 15 ani în care Germania venea dintr-o epocă profund imperialistă, da, cu domnul Kaiser, da, cu Wilhelm. Deci venea dintr-o epocă imperialistă în care tocmai pierduse primul război mondial. Țara era vai morții ei, distrusă, terminată, praf economic, cultural, în toate modurile posibile. Și de atunci a început democrația consolidată a lui Mihai Neamțu, da, din cât a fost 1918-19. Și democrația consolidată a însemnat acei ani de după primul război mondial în care Germania a stat cu morcovul în cur de la SUA și de la toate țările din regiune ca să nu mai producă un alt război mondial, și ei au avut democrație consolidată când erau sclavi la SUA și la toate țările din jur tocmai ca ăia să prevină, ca ăia să mai facă alt război mondial, lucru care s-a întâmplat. Și pe urmă a fost și criza economică din când a fost 30 whatever. Nu le știu nicio pădorost. Dar mai știu așa. Așa mai știu. Spre o zbere de Mihai Neamțu, care a citit omuri, biblioteci. Și asta le știu din liceu, să ne înțelegem, că n-am mai citit prea multe istorie de după liceu. Deci, democrația consolidată practic a avut undeva la vreo 5 ani de pace și de trai cât de cât normal. Democrația consolidată, formată în 14 ani. În mod evident, Germania acelor ani, Republica Weimar, era o democrație pe foaie. Nu era în absolut niciun caz o democrație. Era o democrație pe foaie într-o țară... din toate părțile posibile. Pentru că și-au făcut, nu, adică politica Germaniei și-a făcut-o cu mâna ei. Și pe urmă a venit Hitler la putere. Pe cât de bună era democrația consolidată a Republicii Weimar, de cât de bună era această democrație consolidată, a venit Hitler la putere. Și a reușit în 2 ore să se transforme în dictator, de cât de puternică era democrația consolidată. Este, băi, vorbește Dodi, mă, frățioare, vorbește efectiv Dodi. Mă face să-mi amintesc istorie de clasa 10-a 11-a. Democrația, să zicem că fac o pledoarie pentru democrație, da? Cineva o să-mi spună că în 1933, democrația consolidată din Germania anului 1933... Cine să spună, cine e atât de prost de n-a fost la istorie în clasa 10-a? Cine e atât de prost încât să zică chestia asta? Nu te supăra. Ce partener de conversație e încât să zică chestia asta? 1933, democrația consolidată din Germania anului 1933 a promovat un tiran, un nebun, un dement, Adolf Hitler. Prin metode democratice, Adolf Hitler a ajuns la putere. Hai să anulăm democrația, pentru că din când în când democrația permite apariția unui dement. Eu nu sunt de acord cu acest tip de logică. Nu accept, pentru că există o excepție, să anulez toată tradiția constituțională și democratică a Europei, fiindcă a apărut la un moment dat un dictator prin aceste filtre democratice care n-au funcționat în anii 30. Mai e ceva de zis? Okay, deci, pe de altă parte, când adică... vorbim de drepturile oamenilor, că despre asta vorbim noi, de drepturile oamenilor, da, că ne place, că nu ne place, cum sunt ei și ce fac ei în viața lor privată, da, sau cum și-o expun ei. Când vorbim de drepturile oamenilor, e nevoie să avem o majoritate care să fie de acord, Doamna, cu ce cer oamenii? Eu cred că este dreptul oricărui copil să crească cu mamă și cu tată. Asta este părerea mea. Poate nu să aveți altă părere. Eu îmi intemez părerea în ceea ce observ în jurul meu. Dar realitatea este alta. Am întrerupt foarte ușor și foarte des. Pentru că nu... Pentru că vorbiți căcat, domnule Mihai Neamțu. Că e părerea dumneavoastră care nu înseamnă nimic. Atâta timp când nu vorbim pe date, pe statistici, pe studii, pe meta-analize, nu că n-ați avea dreptul la părere, numai că aveți dreptul la părere asupra unor oameni care n-au nicio treabă cu dumneavoastră. Părerile nu sunt ale dumneavoastră personale despre dumneavoastră. Păreri despre o comunitate de oameni în care nu faceți parte. Oamenii aia să șterg la cur cu părerea dumneavoastră, că nu contează. E ca și cum aș zice eu mâine că apa nu-i udă. E același nivel. E părerea mea. Michi, apa nu-i udă, e părerea mea. Aveți păreri doar la dumneavoastră acasă, da? Deci eu nu vreau să văd orice om din țara asta cum are o părere pe stradă. Ai păreri la tine acasă, da? Nu așa în văzul public. Adrian, mă întrerup foarte ușor și foarte des. Pentru că nu... N-aș vrea să plecăm spre niște... Omul care literalmente a întrerupt fiecare linie de dialog pe care au avut-o acești doi oameni până acum, le-a întrerupt. Acum este supărat că este întrerupt. Premise greșite, pentru că realitatea... Eu funcționez pe... Adrian, eu n-am venit la acest podcast că stau pe tine. Eu n-am venit la acest podcast că stau pe tine. Am stabilit să avem o dezbatere. Eu n-am venit la acest podcast că am stabilit să avem... Tu vorbești mai mult ca mine în acest moment. Un copilaj micut. Ojo. Gata, Michi. Gata, hai că îți dă și ție să te joci. Îți dă și ție să te joci, Michi. O dezbatere, dar... Adrian, te rog să vorbești. Bun. Închei ideea, Adrian, după care... Ai vorbit mai mult decât doamna Nedelea și mai mult decât mine. Ar trebui să avem un cronometru. No, he didn't. What? No, he didn't. Nu e scopul dialogului, nu, în general. Hai să urmăm aceeași linie și subiectul să fie, pentru că tu știi foarte bine să manipulezi, Mihai, și ăsta e un avantaj în discuții. Aș vrea să păstrăm, pentru că te-ai dus spre Hitler cu logică, cu nu știu ce, și eu încercam să te aduc la zona asta. Hai să discutăm despre situația reală. Avem copii care sunt în orfelinate. Sigur că sunt de acord cu tine când tu spui un copil e bine să crească cu doi părinți, mamă și tată, da? Să zicem. Dar realitatea ne contrazice, realitatea din istorică ne contrazice. Există atât de mulți copii care n-au șansa asta. Și atunci tu trebuie să găsești o soluție. Și soluția este adopția de către cuplurile heterosexuale. Asta este soluția. Da, dar nu... Asta este soluția pe care eu o susțin. Adopția cât mai facilă de către cupluri heterosexuale a acestor copii. Asta este scopul meu în viață, dacă vrei. Și ce faci... Ah, dar de ce n-ați vorbit niciodată despre chestia asta? Foarte interesant. Cum e pentru prima oară când vorbiți despre chestia asta? Și atunci, dacă susțineți chestia asta, puteți să ne arătați de ce trebuie doar cupluri heterosexuale, atât timp cât există disponibilitate și în cuplurile homosexuale? Un copil, șansa să fie crescut de o mamă și de un tată. De ce? Pentru că funcția, din punct de vedere psihologic, a unei mame și a unui tată este extrem de diferită de la caz la caz. Mama are niște roluri, tata are niște roluri. Această... Sursa, părerea mea, dă-i încă ca pe aia, dar au tot studiat chestia asta. Sursa, mă șterg la cur. Complementaritate naturală și culturală între bărbat și femeie, între mamă și tată, cred că este una fericită. Că sunt cazuri dramatice în care unii copii nu primesc nici una, nici alta, sunt copii orfani. Îți reamintesc de poate nu știi că ne cunoaștem de 15 ani. Bunicul meu a trăit fără mamă și fără tată. Auzi, Michi, zi și mie, cum e în familiile alea cu tați de stau cu mâna la carici toată ziua în timp ce mamele merg la muncă? Tați care nici nu au grijă de copil, nici nu fac curățenie în casă și merg mamele la muncă. Știm cu toții familiile alea. Unii dintre noi am și trăit în ele. Cum e cu familiile alea? Dacă zici că e atât de lege, e lege că tatăl face un rol, mama face un rol. Cum e cu familiile alea? Ori vorbim pe studii când vine vorba de o problemă reală pe care trebuie să o rezolvăm, cum ar fi asta cu adopțiile din centrele de plasament, ori ne ștergem la părerea dumneavoastră, cu tot respect. Așa o părere. Părerea mea e că bărbații divorțați n-ar trebui să mai existe pe planetă, ar trebui să-i aliniem mâine. Asta e părerea mea. Așa o părere. E efectiv același nivel. Toată regula, responsabil, care și-a construit o casă, care a avut la rândul său copii și nepoți și niciodată trauma prin care el a trecut, pentru că tatăl lui a murit la 11 ani, călcat de tren și mama a murit de suferință. Ce și zici? Băi, nu mai pot, băi, nu mai pot. Poate și din cauza că pun eu pauză. Băi, să mor eu, ne uităm de 30 de minute. În ultimele 10 minute a plecat de la Weimar, la Hitler, la adopțiile homosexuale, pormă la... Ce tot zici, mă, rămâi pe un subiect. Cred că este una fericită, că sunt cazuri dramatice în care unii copii nu primesc niciuna, nici alta. Sunt copii orfani. Îți reamintesc de poate nu știi că ne cunoaștem de 15 ani. Bunicul meu a trăit fără mamă și fără tată. Și a fost un om în toată regula, responsabil, care și-a construit o casă, care a avut la rândul său copii și nepoți și niciodată trauma prin care el a trecut, pentru că tatăl lui a murit la 11 ani, călcat de tren și mama a murit de suferință și durere la 12 ani, când el avea 12 ani. Acest bunic al meu, care a crescut într-o familie a unchilor săi, de o mătușă crescut și de un unchi, acest bunic al meu a transmis mai departe, în familia noastră, un set de valori anticomuniste, în favoarea libertății, în favoarea proprietății, în favoarea decenței. Deci bunicul dumneavoastră a trăit această viață grea și a dus toată viața lui această luptă anticomunistă pentru ca nepotul lui să fie lingătorul de bocanci al unui colaborator al securității? Întreb, adică îmi pare rău de această istorie frumos craftată a bunicului. Adică îți dai seama ca bunică tu să fie luptător anticomunist, să bătea cu Ceaușescu, își dădeau, el era teroristul de la Revoluție, de pe urcat pe clădiri și așa mai departe, pentru ca ce? Ca nepotul să fie servitorul unui fost colaborator al securității. Ok. Pe care reprezint aici. De aceea nu consider că este normal să dăm cu piciorul la această memorie culturală de mii de ani în care un copil crește cu o mamă și cu un tată, eventual adoptiv, părinți adoptivi, și să facem experimente pe copii de 2 anișori, de 3 anișori, să vedem cum ar fi ca ei să crească cu doi bărbați. Mi se pare că e un experiment social pe care îl puteți face dumneavoastră pe copilul dumneavoastră. Dacă vreți, aveți un copil crescut de... Da, repet, s-au făcut aceste experimente de 15.000 de ori. Avem meta-analizele în fața dumneavoastră. Acum că nu vrem să le citim, e partea a doua, da. Homosexual. Vă rog să-l înstrăinați acelor homosexuali. Dar nu e cazul să iei copilul altcuiva. Lasă-mă să termin. Lasă-mă, te rog să termin. Dar nu e copilul altcuiva. Ai un obicei să întrerupi foarte ușor și neprovocat. Deci, de ce mă întrerup când mint? Nu mai întrerup, lasă-mă să mint, cum am învățat de la tăticul meu Donald Trump. Lasă-mă să mint cât am eu chef, ok? Am venit pentru un dialog, da? Corect. Am ascultat. Deci, vreau doar să spun că nu mi se pare firesc să iei un copil, și să-l situezi într-un context nenatural în care el trebuie să crească cu doi bărbați. De ce cred asta? Pentru că eu de pildă simt din experiența mea că o mamă are o afecțiune și o iubire de neînlocuit. Lucrurile astea sunt sfinte pentru mine. De asta sunt încărcat emoțional când vorbesc despre ele. Iubirea de mamă nu este ceva care poate fi înlocuit de roboți. Pe logica ta, dacă îmi permiți, cred că poți mâine să-mi propui să o luăm pe Sofia și să fie mama unor bebeluși. Nu pot accepta dezumanizarea în halul ăsta. Și dacă vine cineva din familia dumneavoastră care are curajul de a vă spune că este gay. Nu, și care e problema? Ce îi spuneți? Cum vorbiți? N-am absolut nicio problemă. Respect atât de mult libertatea, încât eu, care am greșit la viața mea în fel și chip, că am făcut multe greșeli în viața mea, și morale, și, dacă vreți, politice, și greșeli de ordin profesional, da? Eu care am greșit, n-am cum să mă supăr că cineva face o greșeală. Îi voi spune de ce cred că poate face o greșeală, dar dacă este o persoană adultă, despre asta vorbiți, nu? Și dacă e un copil? Bun. Face o greșeală fiind gay. Păi asta el nu știe, adică știe, dar în mod evident minte. Face o greșeală fiind gay. Vine copilul mâine la el, tată, mie îmi plac băieții, deși sunt băiețel. Face o greșeală, fiule. A, ok, orientarea mea sexuală se va schimba pentru că tatăl meu mi-a zis, tatăl meu conservator, bășit, religios, mi-a zis că fac o greșeală. A, ok, orientarea mea sexuală de mâine este total inversată. Este o persoană adultă, mai puțin. Cred că dacă e un copil, în general, exercitarea sexualității trebuie să fie un subiect foarte delicat, da? Cred că dacă vorbim despre copii, în general, nu recomandăm promiscuitatea. Da, cred că acolo trebuie să... Da? Bun, dar dacă vorbim despre persoana adultă, care din familia mea mi s-a tot spus, dacă fiica ta, Mihai Neamțu, o să fie într-o bună zi dornică, să trăiască altă viață, păi credeți că nu respect libertatea? O respect. Bun, dar asta nu înseamnă că eu îmi schimb părerea. Da, dumneavoastră vă schimbați părerea despre, eu știu, jurnalist, dacă cineva din familia noastră are altă părere. Dar ați iubi-o la fel de mult? Ați fi de acord să se căsătorească? Ce din mine v-ar face să credeți că eu nu pot iubi copilul meu? Și ați fi de acord să se căsătorească? Doamne, încă o dată. S-ar putea să discutăm despre acest lucru când se va întâmpla. Propun să facem o emisiune atunci când vom fi... Nu poate să răspundă. Nu poate să răspundă din frica faptului că poate se va trezi în acele... Nu poate să răspundă dacă s-ar simți confortabil cu fisa, că sunt dorindu-se cu o femeie. Nu poate să răspundă. Că asta e, eu v-am zis întotdeauna, el nu e gen Simion. Simion poate să zică orice la orice oră, poate orice îi zici să zică el aia zice. Michi nu e acolo. Că Michi e prea elitist, el se vrea, el se crede important, el se crede de luat în serios, să-l placă lumea pentru cine e el cu adevărat. Știi? Și el nu, adică nu poate să o ducă ca Simion. Simion, dacă îi zici mâine să zică apa nu-i udă, Simion îți zice, fără nicio problemă. Apare la televizor, ca de obicei, cu cearcăne, cu toate alea și zici, apa e udă. Nu e udă. Și aia e. Dar Michi nu poate, că Michi e interesant. Da, aș vrea să ne întoarcem puțin, pentru că iarăși, apropo de premize greșite de la care plecăm și genul ăsta de a pune pe tapet o situație neplăcută, când spui să iau copiii și se dau unui cuplu de homosexuali. Și sună ciudat, sună iurea pentru omul care ascultă, spune, Doamne, ce se întâmplă în lumea asta? Eu nu vorbesc despre situația în care te duci și iei un copil dintr-o familie și spui, da, pentru că noi vrem să stea într-o familie de homosexuali. Nu, asta este cazul, Mihai, nu despre asta vorbesc eu. Eu vorbesc despre situațiile alea reale. Orfelinatele sunt pline. Sunt o grămadă de mame singure care sunt la țară și nu știu cine e tatăl copilului. Am făcut demersuri să lucrez în sensul facilitării acestor adopții. Am vorbit când era președintele Traian Băsescu la Cotroceni, chiar și cu un consilier de stat, despre acest subiect. A, ați vorbit acum 10 ani despre acest subiect? Doamne, domnul Mihai Neamțu, dar cum putem verifica aceste informații de acum 10 ani? Domnul Neamțu, dar v-ați implicat, ați făcut demersuri acum 10 ani? Doamne, și v-ați și văzut cu un om? Stai de capul și de zilele mele. Da, să-l întreb eu pe Băsescu. Măcar cu mine dă mâna Băsescu, ca idee. Domnul Neamțu, ia, cine editează asta? Puneți, vă rog, poza cum ești cu Băsescu. Ia uitați, domnul Neamțu, cu mine dă mâna Traian Băsescu, nu trebuie să mă dea afară din partid. Pus, dacă vrei, și eu umărul la un plus de liberalizare, să zic așa, acestei legislații, pentru ca adopțiile să fie făcute mai rapid. Sunt de acord cu tine. Ororile din orfelinate, care, iată, sunt dublate de ororile din azilurile de bătrâni. Aceste orori ne dezumanizează ca societate. Aha. Sunt dornic mai mult să-ți reamintesc că aceste situații se produc datorită faptului că noi nu mai credem. Nu... Da, deci el știe despre ororile din orfelinate. Deci asta este răspunsul, dar nu ești de acord cu adopțiile persoanelor queer? Ce înseamnă? Că preferi ca o parte din copiii care ar putea fi adoptați de familii queer să rămână în ororile din orfelinate. Altceva e căcat. Asta zici. Nu mai credem în instituția anumită familie. Și o ziceți, Neamțu, care a divorțat, vine și ne spune nouă că e importantă familia. Da, din suferință, merg cuvintele. Pentru mine durerea e un pedagog. Eu nu trec prin viață și nu sufăr degeaba. Și spun că acești copii, de regulă, au ajuns acolo, fiindcă se întâmplă, și știți cu toții ce se întâmplă, ca mulți bărbați, după revoluția sexuală din anii 70, da, să se dezangajeze. Adică, iertați-mă, au parte de intimitate, pe scurt, fac sex cu o femeie, o las însărcinată și o părăsesc. Această nouă cultură libertină. Am impresia că mai știu pe cineva care a făcut chestia asta, dar nu-mi dau seama cine. Nu pot să-mi dau seama despre cine este vorba. Da. Permisă aș spune, de această desacralizare a spațiului public, această nouă cultură a libertinajului pe care noi cumva o aplaudăm, permite inclusiv acest tip de irresponsabilitate. Eu, ca și conservator, pledez pentru responsabilizarea inclusiv acelui bărbat. În biserică, de pildă, un asemenea bărbat este sancționat. Un asemenea bărbat cade sub incidența unor porunci divine sau unor, dacă vrei, sancțiuni morale din partea comunității. Niciun bărbat care își lasă femeia cu un copil și o pune eventual în situația de a-și aduce copilul la, iată, acest orfelinat, niciun asemenea bărbat nu este aplaudat în tradiția creștină. De care... A, doar dacă duce copiii la orfelinat nu e de aplaudat. Acolo... Acolo punem punct. Nu, asta nu e decât la orfelinat. Dacă lăsăm femeia singură cu doi copii, all good. Nu m-a străinut că l-au orfelinat. Cine a zis asta? Nu Biblia, niciun caz. Eu. Că eu, ca un creștin bun, nu respect ce zice la carte. Obligatoriu. Ce? Asta e părerea mea. Sper că o să-i zică cineva în legătură cu chestia asta. Dar vedeți exact ce zic. Nu cred că cineva de la masa aia, că ți-e rușine de rușinea lui să-l întrebi, domnule Neamțu, dar nu... Știi că ți-e rușine de rușinea lui și mi-e greu să cred că o să-i zică cineva ceva de asta. Deși e la prima mână, e super obvious. Nu e de tupeu, e de rușine, ești inconfortabil să întrebi tu chestia asta, să intri cu bocanci în viața lui ăsta. Dar... Adică, again, e o persoană publică, e un politician, e un om proaspăt dat afară din PMP. Responsabilizare înseamnă și educație sexuală, pentru că România are în continuare cele mai multe mame minore din Europa. Din comunitatea romă. Nu neapărat. Mai ales. Da, bine, eu aș zice să nu, adică, iarăși... Vă rog să spuneți de unde provin aceste sarcini timpurii. De unde provin? Bun. hai că m-am ridicat ca să contestăm din nou mâncatul de căcat, cu tot respectul, domnule sau doamnă judecător, în caz că se ajunge acolo, dar cu tot respectul, este o mâncare de căcat pe care o ascultăm acum. Pentru că România are în continuare cele mai multe mame minore din Europa. Din comunitatea romă. Nu neapărat. Mai ales. Da, bine, eu aș... Pentru cine nu știe, asta este o minciună provenită dintr-un rasism de la vechi de 200 de ani, care probabil stă în venele lui Mihai Neamțu. La fel, ca de obicei, nici nu mă mai enervează genul ăsta de afirmații de... Adică, efectiv, știe doar să mintă ca să ajungă la bunica mea. Că atâta se poate, ce vrei. În mod evident, și dacă nu te uiți pe niciun studiu, și dacă nu asculți de nimeni, dacă este absolut mega evident că într-o țară în care comunitatea romă, cum se declară în recensământ la ala, dacă vorbim pe studii, pentru că mulți oameni din comunitatea romă nu se declară ca fiind romi din diverse aspecte care au legătură cu discriminarea, dar... Dacă e să luăm pe studii, în mod evident este imposibil ca într-o țară cu populație atât de puternic majoritară română, nu, ca o minoritate să facă mai mulți copii, mult mai mulți copii, dacă a zis că majoritatea mamelor, ca o minoritate să facă mult mai mulți copii decât majoritatea. Nu-ți dă matematic. Doar ca să o zici, doar dacă stai să te gândești fără să-i spui nimic, doar ca să... Nu are cum matematic. N-are cum matematic ca o ca o minoritate mică, da? Spre uzbire de majoritatea mare de români, că nu e gen minoritate de 30%. Nu, e o minoritate mică, să facă mai mulți copii decât marea majoritate. Nu-s de la matematic. Nu-s de la matematic. Iată o declarație de la Gelu Duminică, există și statistică, numai că n-am găsit-o nicăieri făcută, că am căutat înainte. N-am găsit nicăieri statistica făcută frumos ca să putem să ne uităm ca lumea peste ea. Gelu Duminică zice, Gelu Duminică, sociolog, da? Despre prejudecățile față de rom, din aproape 18.000 de mame minore, doar 12% sunt de etnie romă. E procentajul de 12%, din câte am înțeles, este într-adevăr mare pentru cât de mică este comunitatea romă declarată și în mod evident că există încă obiceiuri în familiile rome tradiționale, da, cu căsătoria timpurie și așa mai departe, lucruri absolut condamnabile din punctul meu de vedere, dar acele cazuri nu fac în niciun caz, niciun univers. Nu sunt să zici, sunt la fiecare pas și din cauza acelor cazuri se nasc copii ale mamelor minore din România. E un bullshit major, provenit dintr-un rasism european, cum se declară Mihai Neamțu. Minore din Europa. Responsabilizare înseamnă și educație sexuală, pentru că România are în continuare cele mai multe mame minore din Europa. Din comunitatea romă. Nu neapărat. Mai ales. Da, bine, eu aș zice să nu, adică, iarăși... Vă rog să spuneți de unde provin aceste sarcini timpurii. De unde provin? Păi nu sunt realist. Păi știți? Păi, deci tu zici asta și pe urmă alții să zică. Băi, face exact la dezbaterea de la TVR. Deci el vine cu date scoase din cur, dar mai țineți minte cum a mințit în legătură cu avorturile din România, dacă habar n-avea despre ce vorbește. Deci el vine cu datele scoase din cur, cu invenții, și pe urmă când cineva zice, bă nene, n-au cum să fie aceste invenții reale, el zice, ia, dovedește-mi că nu sunt reale. El crede că are flerul lui Trump. Asta e piatra lui de moară. Că el crede că are flerul lui Trump. Și el sărac e un băiat dat afară din PMP. Un băiat care a fost dat afară din PMP, care gen, nu pune nimeni botul la nimica din ce zici. Da, când a zis că au fost 30 de milioane de avorturi din 89. El săracu, el repete și el ce aude așa din depărtare, că de citit... De unde provine? Nu sunt realist. Păi știți sau nu știți? Încă o dată. Da sau nu? Păi știm subiectul sau nu știm? Nu sunt cele mai multe mame minore. De unde provin cele mai multe sarcini? Din comunitățile sărace. La persoanele. Așa este, din comunitățile din rural provin cele mai multe, da. Cu cât există mai multă sărăcie, cu atât sunt mai multe mame minore, așa este. Persoanele sub 16 ani. Sarcini. Din comunitățile sărace. La persoanele sub 16 ani. Comunitățile sărace. Unde nu se face educație. De cele mai multe ori. Și dacă ar fi așa. Educația sexuală. Și vezi, la asta te aduce. Te aduce, că de asta zic cu debate-urile care nu sunt nimica, debate-ul e o glumă. Asta știi, el zice o minciună, tu zici băi minți și el zice ia, dovedește-mi că mint. Și tu, pentru că n-ai cum să dovedești că el minte atunci pe loc, da, că nu poți să intri pe Google atunci pe loc să cauți statisticile, tu pentru că nu poți să-i zici da, minți, tu mereu o să-i zici ok, și chiar dacă ar fi așa, moment în care tu capitulezi pointul ăla. Tu capitulezi pointul ăla, pentru că el a urlat deja minciuna. Tu urli minciuna și îl obligi practic pe interlocutorul tău să capituleze dovedirea faptului că tu ai mințit sau nu. Și atunci... Da. Educație. De cele mai multe ori. Și dacă ar fi așa. Educația sexuală e necesară în România, chiar nu se face. Eu nu cred că trebuie să faci educație sexuală ca să nu-ți bagi joc de ori. Spunem educație morală. Da. Absolut. Educația permanentă, doamne. Eu cred în educație permanentă. Am venit cu o carte, știți, n-am apucat să vorbim despre lucruri fundamentale. Am venit cu o carte despre ce înseamnă iubirea într-un... Gata, de asta zic. Și-a dat seama că nu știe nimica despre nimica și că l-au prins ăștia cu datele scoase din cur și a schimbat subiectul. A venit el cu o carte. Ăsta e omul de să visează primar la sectorul 3 și deputat de Timiș. Povești din România interbelică, în care, de pildă, Dinu Pilat, care era boier, putea prin iubire să se întâlnească cu o fată săracă din Oltenița, care era, culmea, fiica unui lider comunist, prieten cu tatălui Ion Iliescu, Alexandru Iliescu din Oltenița. Și prin iubire, și prin cultură, și prin educație, doi oameni care nu trebuiau să se întâlnească, unul venit dintr-o familie de aristocrați, altul venit dintr-o familie pauperă, s-au întâlnit pe culoarul Facultății de Litere din București. Această poveste de dragoste mie îmi spune că trebuie să depășim prejudecățile, că trebuie să depășim barierele, că trebuie să accesăm alteritatea și să întâlnim necunoscutul. Și trebuie să vorbim cu ai noștri copii. De asta vă întreb, avem cele mai multe mame minore pentru că nu facem educație sexuală, morală în școli? O includeți și pe Regina Maria în această listă? Doar vă întreb. Știți la ce vârstă s-a căsătorit Regina Maria? Dar nu, e doar când vă adresez întrebarea. Este a doua oară când face acest argument într-o dezbatere în care se face de râs. Regina Maria, cum se întâmpla la 1900 când căcat a fost luată de mică de rege, la 15 ani, 16 ani, ceva la mod. Da, nu știu pentru ce lupt aici Mihai Neamțu. Dacă luptăm pentru ideea de a face sex cu minori, eu nu mă bag, domnul Neamțu. Nu-mi dau seama exact ce încerca să ziceți cu Regina Maria. Dacă dumneavoastră vi se pare ok faptul că un adult poate să ia un copil și să se căsătorească cu acel copil și să întrețină relații sexuale cu el. Aveam o problemă cu mamele minore, dar nu aveam o problemă cu Regina Maria. Da, nu știu. Avem cele mai multe mame minore. Îmi amintesc că Regina Maria s-a logodit la 16 ani. Ok, și bunica mea, dar era... Deci avem niște cuvinte astăzi pe care le folosim, spunem minore, adică 16 ani ești minor, nu? Sub 15 ani. Vreo 7 este asta oficial. Ca să nu zic că la fel, știi, adică ignorăm complet context și care era cultura la vremea aia și care era motivul pentru care căsătoriile sau copiii se făceau mult mai devreme. Știi, ignorăm complet contextul ăsta și raportăm ceva de acum 100 de ani cu ziua de astăzi. Pentru că, la fel, dacă ignori contextul faptului că țăranii făceau copii pe bandă rulantă ca să îi ajute la pământ, la gospodărie, da, așa, poți să ignori contextul ăsta, poți să ignori 5 minute de contexte și pe urmă să zici, a, păi Regina Maria a luat-o ăla la 16 ani, therefore e total ok astăzi să facem sex cu... Adică nu înțeleg, care e argumentul? Că, efectiv, care e argumentul? Deci acum 100 de ani s-a întâmplat chestia asta și asta era tradiția și era social acceptabil. Și la fel, adică eu dacă aș fost acolo aș fi întrebat, ok, ai fi de acord ca fiica ta să se logodească la 16 ani? Ați fi de acord, domnule Mihai Neamțu, ca fiica dumneavoastră la 16 ani să se logodească cu un bărbat de 27? Întreb. 7 de fete sub 15 ani au devenit mame anul trecut. Asta oficial, neoficial nu știu cât ori fi. Astăzi pe care le folosim, spunem minore, adică 16 ani ești minor, nu? Sub 15 ani. Vreo 700, asta oficial. 700 de fete sub 15 ani au devenit mame anul trecut. Asta oficial, neoficial nu știu cât ori fi. Sunt de acord că această campanie să fie făcută targetat în aceste comunități unde incidența acestor situații este ridicată. Nu cred că trebuie să facem o campanie pentru 20 de milioane de oameni atunci când incidența acestor situații despre care vorbiți este locală, este izolată și este concentrată în anumite comunități. Dar care ar fi riscurile dacă am avea o programă școlară și am face educație obligatorie în școli? Eu sunt un libertarian cu nuanțe conservatoare care se aplică în primul rând vieții mele. Eu nu vreau să-mi export ideologia sau filozofia de viață cu forța. Da, libertarianismul și conservatorismul merg mână în mână. Astăzi, băi, săracul nu știe nimic, nici ideologii, nici nimic. El e libertarian conservator. El e libertarian, dar e conservator în același timp. Tragi oameni care poate nu le pasă de ideologii politice. Libertarianismul are la bază fix asta. Fiecare face ce vrea într-o măsură sau alta. Da, poți să fii până la un punct libertarian sau să fii libertarian anarhist. Asta e. Libertarian înseamnă fiecare cu măsi. De exemplu, dacă e pe o problemă, dacă așa îți dai seama cel mai ușor. Dacă e pe o problemă, cum ar fi avortul, un libertarian, ideologic vorbind, da, un om de paie pur libertarian, ar zice, pui căcat îi pasă dacă faci tu sau nu avort. Mă doare la banană, tu ar trebui să faci ce vrei. Pe mine personal mă doare la banană, tu fă ce vrei. Dar conservatorul, în mod evident, ar zice, tu n-ai voie să faci avort. Cum se pupă aceste două ideologii, nu putem să știm. Nu avem de unde să știm cum se pupă aceste două ideologii. Și aceeași poveste pe orice, pe filme porno, pe educație sexuală, pe orice. Și dacă ești din spectrul sexual și poate, e pe orice aceeași discuție. E ca și cum ai zice că ești, nu știu, comunist legionar. De atâta poate săracul, că așa auzi din state, că ea din state sunt la fel de cu creierul scurs pe jos, unde zic că ei sunt libertariani, dar sunt gen Ben Shapiro. Că dacă Ben Shapiro a zis asta, el a preluat asta și a zis și el mai departe. Că atâta poate săracul să-l copieze pe Ben Shapiro și la cine să mărită el. Deci, păi, doamne, dacă zice Ben Shapiro, trebuie să fie... Asta e! Dacă zice Ben Shapiro. Viața dumneavoastră sau în viața lui Adrian. Dar dacă sunt libertarian, asta înseamnă că mie nu-mi convine să vină un pedagog de la București, dacă eu trăiesc la Rădăuți, și să își neapărat declame convingerile în materie de sexualitate de la catedră. Nu-mi convine neapărat ca acest tip de propagandă să fie făcută în numele interesului național de către oricine și oricum. Cred că anumite chestiuni se pot discuta și în familie. Dar dacă sunt cazuri vehemente, explicite de... Never forget this, foarte triggering pentru victimele de sexual assault, auziți... Mihai Neamțu îi răspunde unei domnișoare de ce nu ar trebui să facă avort dacă a fost violată la 17 ani, cu mențiunea că fata nu era ironică și nu lua la mișto, voia să înțeleagă. Răspunsul lui e o chestie lipsită de empatie pentru toate victimele violului. Mă întreabă cineva ca să vorbim despre seara de întrebări și... Trigger warning, nu știu ce urmează să zică, dar intuiesc. ...și răspunsuri, ca să vedeți cum au fost spălați pe creier unii tineri și nu e vina lor, nu-i pot acuza. Îmi scrie pe semne o tânără: dacă mă violează cineva la 17 ani, de ce n-am voie să fac avort? Încerc doar să înțeleg. Și am spus: poți să urăști faptul că ai fost violat, poți să urăști faptul că te-ai trezit abandonat după un divorț, dar nu trebuie să urăști copilul care rezultă dintr-o relație nedorită sau dintr-o relație eșuată. Nu trebuie să urăști copilul și nici măcar, poate, spun un lucru foarte greu. O relație eșuată, un viol. Mori. Cu Doamne ajută. Poate, spun un lucru foarte greu pentru unii, nici măcar violatorul. Poți urâ doar păcatul. Și dacă nu-ți poți iubi copilul. Da, țin minte că ne-am uitat, dar cred că mi-am șters din memorie. Să nu urăști violatorul. Libertarian, by the way. Libertarianul care e de acord să nu urăști violatorul. Și bunicul meu a fost orfan, ba chiar mai devreme. El avea 4 ani când a rămas orfan. De ambii părinți. Da? El a fost crescut de frații lui, mai mari. El n-a fost crescut de o mătușă și un unchi. El a fost crescut de frații lui. Da, dar frații lui... sau... Păi vezi? Evident că asta o să zic. Mai mari. După care și-a întemeiat o familie. A pune această presiune pe o societate care și așa are o grămadă de probleme. Dom'le, numai într-o familie de bărbat cu femeie se poate crește un copil. Și îți dau un exemplu și mai bun de atât. O cunosc pe femeia, singura femeie sau prima femeie din România care a înfiat singură 2 copii. Ea neavând soț. Da? Fusese căsătorită, a divorțat și s-a dus și a înfiat 2 copii. A trecut prin niște momente îngrozitoare, pentru că i s-a spus: o femeie nu poate să crească singură copii. Și este copiii pe care i-a înfiat, i-a luat din orfelinate. Pe primul copil pe care l-a înfiat, l-a luat într-o situație în care lumea îi spunea: cum să iei copilul ăsta, tu nu vezi că e cu probleme? Copilul ăla nu are probleme acum, Mihai. Adică eu vorbesc de situații reale, nu doar chestii... Eu am fixat un ideal și tu îmi spui că în raport cu idealul sunt 10-100 mii de cazuri care funcționează fără ca idealul să se împlinească. Eu am fixat un ideal și îl tratez ca atare. Eu nu spun că dacă idealul... De pildă, eu îmi cresc copilul știind că acest copil este în custodia mamei lui. Eu nu cresc copilul la modul ideal. La modul ideal ar fi, nu, mă gândesc, nu, copilul să crească cu mama și cu tata în aceeași casă. Sunt atâtea tragedii în ultima vreme, de pildă, legate de divorț, legate de separare, atâta suferință resimțită de copiii care își văd tatăl în de pildă, weekend sau în vacanță și mama în fiecare zi, încât subiectul mă atinge, mă mișcă și chiar mă tulbură. Însă, noi vorbim despre un ideal. Eu am enunțat un ideal. Faptul că în jurul nostru idealul ăsta se împlinește tot mai greu nu anulează idealul, nu știu dacă înțelegeți. Eu înțeleg, faptul că eu spun că educația, de pildă, dacă îmi permiteți, educația în mod ideal. Deci e un ideal pe care nici tu nu poți să-l respecti, dar... Ok. Ar însemna ca noi să știm greacă și latină, așa cum știau, de pildă, profesorii noștri din interbelic. Așa știa, de pildă, să citească în greacă și în latină Eugen Lovinescu, era profesor de liceu. George Călinescu nu avea dificultăți. Da, frățioare, sunt sigur că fiecare profesor din interbelic știa greaca și latină. Sunt sigur că fiecare profesor din interbelic știa greaca și latină. Când nivelul de educație era de 15 ori mai rău ca acum, fiecare profesor din interbelic știa greaca și latina. Și asta i-a ajutat foarte mult. Te-a ajutat foarte mult în interbelic să știi greaca și latină. George Călinescu nu avea dificultăți să citească Cicero. Dacă eu cred că vă dau dumneavoastră un text din Cicero să-l citiți în latină, veți avea și dumneavoastră probleme și eu probleme. Idealul este să fii educat într-un stil poliglot renascentist. Ăsta e idealul. Faptul că idealul este anulat sau contrazis sau oarecum palid reflectat în realitate nu anulează idealul. Despre asta am discutat. Și cred că nu ne certăm pe subiectul ăsta. Eu am fixat un ideal și am spus, ideal ar fi ca un copil să crească cu mamă și cu tată. Am dat un exemplu din viața mea când ți-am spus că nu s-a întâmplat asta și că a crescut cu o mătușă și cu un unchi și că a ajuns om întreg și că și-a, dacă vrei, perpetuat valorile mai departe. Deci nu cred că noi ne certăm aici. Dumneavoastră... Nu mai pot. Nu mai sport. Nu, zice prea multe căcaturi până prea multe pauze și nu mai înțeleg. Cred că e vina mea. Niciun conservator de pe lumea asta nu se poate ține de valorile sale, pentru că valorile sale sunt stupide și sunt neomenești și așa mai departe. Că toată ideologia conservatoare, toți cei mai puteri, cei mai mari conservatori, nimeni nu se ține de nicio valoare de genul ăsta. De-aia vezi odată trece, nu poate să treacă o oră pe ceas fără să nu vezi conservatori care își înșală nevasta, conservatori care se duce să facă sex cu băieți, conservatori care face evaziune fiscală, conservatori care plătește actrițe porno, deși el este emblema, nu-i așa, evanghelicilor din SUA, da, mă refer la Trump, marele președinte al conservatorilor, da, deci care se duce pe insula lui Epstein și așa mai departe. Nu există conservatori care să respecte căcaturile astea. Că dincolo de întâlnirea, care poate să fie plină de poezie, da? Plină de... aia, politicienii unguri anti-gay pe care i-au prins aia în bordel Bruxelles, da, la orgie gay. Eu știu, consistența afectivă între două persoane de același sex. Nu neg această posibilitate. Știu că Safo era lesbiană și a scris poezie, de asta am spus acest lucru, nu? Știu, de pildă, că în Banchetul există o iubire homoerotică. Era lesbiană în sensul că era din insula Lesbos, nu că avea altă orientare sexuală. Care este celebrată între maestru și discipol. Nu m-am născut la alteri ca să iau act de existența homosexualității astăzi. Da, numai că nu știați ce, e o vasectomie. Dar dumneavoastră știați multe despre homosexualitate. Știu că homosexualitatea a fost o prezență importantă într-o cultură cum a fost cultura grecească. Dar asta nu mă face pe mine creștin să spun, de pildă, că idealul meu, deci nu al altora, ci al meu este acela pe care l-au propovădit și învățătorii mei, anume al unității între bărbați și femei, între soț și soție, care unitate permite nașterea unor copii fericiți. Asta cred eu. E foarte bine, dar și încă o dată, respect. Asta e idealul meu. Respect. Poți să ai și tu un altul, dacă vrei. Da, bine, nu e... Super, Mihai, o singură problemă. Nu e nicio problemă că ăsta e idealul tău, dar dacă ai doi bărbați sau două femei sau whatever, care nu poate să facă copii, cum mai funcționează idealul tău? Ăia ce ar trebui să facă în viața lor? Adică dacă pentru tine singurul moment în care poate să existe un cuplu este dacă poate să facă copii, ăia ce fac? Ce fac? Nu știu, uită, nu știu ce fac. Asta, adică am idealul, dar nu pe tema asta, pentru că nu mi se pare că are sens să am idealul în zona asta, atât mai mult cu cât este nerealist. Dar revenind asupra faptului că odată tu spui trebuie să tratăm o problemă local pe un grup... dacă ești steril sau sterilă, păi atunci ești la pușcărie, că tu nu ești heterosexual dacă ești steril. Ai înțeles? Te-ai făcut vasectomie pe ascuns, de-aia ești steril. Vedem să stabilim așa. Pe de altă parte, vii și spui am un ideal și n-aș vrea să tratăm punctual niște chestii. Diferența între mine și ceea ce propunea doamna Nedele... Efectiv a vorbit el timp de 15 minute și acum a vorbit ăsta 10 secunde și l-a întrerupt. Nici n-am putut să înțeleg ce a zis asta. Și încă o dată, respect... Asta e idealul meu. Respect. Poți să ai și tu un altul, dacă vrei. Da, bine, nu e pe tema asta. Adică am idealul, dar nu pe tema asta. Pentru că nu mi se pare că are sens să am idealul în zona asta, cu atât mai mult cu cât este nerealist. Dar revenind asupra faptului că odată tu spui trebuie să tratăm o problemă local, pe un grup, vedem să stabilim așa. Pe de altă parte, vii și spui am un ideal și n-aș vrea să tratăm punctual niște chestii. Diferența între mine și ceea ce propunea doamna Nedele este că eu nu folosesc instituțiile statului pentru a-mi impune idealul meu asupra altora. Eu folosesc instituția numită Editura Marile Cărți. Eu de dimineață... nu o folosiți? Aveam impresia că ați încercat să fiți deputat de Timiș? Am avut impresia că ați încercat să intrați în Parlament. Am avut cumva impresia că sunteți literalmente Biserica Ortodoxă Română pe două picioare, cu aceleași valori și aceleași idealuri. Biserica Ortodoxă Română care își impune valorile. Dumneavoastră doar la Marile Cărți. Efectiv, nici mai e rost, m-am plictisit. Până seara alerg prin toată țara, strâng sute de oameni în sările de concerte sau în sările de teatru din România să le vorbesc despre Dostoevski pe banii mei. Da. Nu primesc un ban de la Ministerul Culturii să fac această operă de culturalizare, în timp ce alții folosesc banii statului, instrumentele statului, pentru a-și impune filozofia lor, de pildă sexuală, asupra altora. Eu nu fac asta. Cine face asta? Cine face asta? Puteți să-mi arătați un om în România care face chestia asta? Cine face asta? Puteți să-mi arătați un om, unul. Un, în paranteză cu cifră și paranteză închisă, paranteză deschisă din nou, un, paranteză închisă, ca să fim sigur că înțelegeți. Sau și ca să puteți să citiți cu degetul, dacă doriți. Cine face asta? Zici-mi un om care ia bani de la stat ca să predice idealurile sale sexuale. Eu, un om! Ah, ok, nimeni. Ok, bun, am înțeles. Sorana Cârstea că a creat o întreagă dezbatere atunci când a zis faceți bărbații din nou masculini, faceți femeile din nou feminine, faceți copiii din nou inocenți. Eu vă întreb ceva, ați auzit pe stradă înjurături rostite de copii de 14 ani? Evident. Bun, eu nu le auzeam în anii 80. Mihai, eu nu le auzeam, numai puțin. Nu te supăra. Da, știu. Nu știu dacă am voie să spun că e o doamnă de față cu mine. Dar o să spun că e în regulă. Eu nu cred că e în regulă ca o fată de 13 ani să-i spună unui iubit, sau unui tânăr, sau unui coleg de clasă: ce faci? Și eu să spun, nu cu Asterix, oaie, cu un C înainte. Nu cred că e normal să aduce... He did it again! Oh my god, he did the meme again! He did the meme again! Wow! Thank you! Ca o fată de 13 ani să-i spună unui iubit, sau unui tânăr, sau unui coleg de clasă: ce faci? Și eu să spun, nu cu Asterix, oaie, cu un C înainte. Nu cred că e normal... Ce faci, băi? Oaie! Oh my god, he did the meme. Încă am alerta asta, că vreau acum să o pun cu un C în față. Că nu se înțelegea, trebuie să cu un C în față. Doamne, băi, săracu. Ce faci, bă, oaie? He did the meme again, dar știa că am memat asta în dragi. Why would he do it again? Ce faci? Și o să spun, nu cu Asterix, oaie. Cu un C în față. Nu cred că e normal să aducem limbajul între doi tineri, doi adolescenți la sfera genitală în care ne-am prăbușit. Inocența copilului. Deci am ajuns în punctul în care ne prefacem că adolescenții din anii 80 nu foloseau cuvinte urâte. Asta ne prefacem, nu? Adolescentul din anii 80 nu folosea cuvinte urâte. Copiilor, doamna Nedelea este sub atac. Și știți foarte bine că pornografia este ușor accesibilă. E la un click distanță. Tu te pricepi mai bine la IT decât mă pricep eu. Dar cred că putem documenta foarte ușor faptul că această heroină digitală care este mai grea și mai rea decât cocaina, anume pornografia, afectează atâtea și atâtea. Pornografia e mai grea și mai rea decât cocaina. Sursa cur. Libertarian, by the way. Libertarian, by the way. El e libertarian, dar nu e de acord cu filmele porno. Libertarianul care îi pasă la ce-și bagă lumea mâna în pantalon la ea acasă. Libertarian, by the way. Sursa UR, dacă mă înțelegeți, cu un C în față. Să ne înțelegem, sunt și studii și este evident, filmele porno sunt toxice de la un punct încolo și pot crea dependență de la un punct încolo. Sunt asemănătoare cu cocaina ca efecte adverse și ca nenorocire pe care ți-o produc la nivelul corpului, fizic vorbind, chiar și psihic? În mod evident că nu. Dar da, și eu sunt de acord că ar trebui să existe o oarecare limitare, nu-i așa? Sau un oarecare ajutor pentru persoanele bărbați de cele mai multe ori care sunt în patima dependenței de pornachie. Că e ușor. În adolescență, în whatever. De-aia jumate din bărbații din ziua de azi au disfuncție erectilă și așa mai departe. Da, e ca cocaina, nu vă spărați. Care e frica primordială când vine vorba de LGBT? De ce ne temem? Eu că nu mă tem de nimic. Doamna, aș vrea să schimbăm subiectul. Da, aș vrea să spun așa, conservatorii și progresiștii și liberalii în țara asta, anumită România, toți doresc să existe o lume spălată, civilizată. Nu suntem departe de Gara de Nord, ci cred că și homosexualii și heterosexualii vor să vadă o Gara de Nord curată. Eu cred că un homosexual și un heterosexual din București, în egală măsură, își doresc să aibă aer proaspăt dimineața. Și drepturi egale. Doamna, eu aș vrea să vorbesc despre lucrurile concrete care ne apasă în mod evident zilnic. După ce le vom rezolva pe acestea și vom trage la aceeași căruță pentru a face din țara asta o țară atractivă pentru marele capital, o țară din care nu-ți mai pleacă tinerii, o țară în care, iată, bătrânii nu mai sunt umiliți în azilele groazei, când vom avea o țară reformată în care să avem 8 sau maxim 10 ministere, nu 24, când vom avea o țară în care primul ministru va vorbi și el 3 limbi străine, când vom avea o țară în care vom avea 300 de parlamentari, când vom avea... atunci o să descoperim că ne permitem luxul democrațiilor avansate de a dezbate chestiunea adopției copiilor de către cuplurile homosexuale. Când vorbim... Până atunci, copiii din orfelinate să moară și gata. Atunci o să ne permitem lux, de exemplu, dacă vorbim de adopțiile homosexuale. Până atunci să rămână copiii în orfelinate. Nu putem să vorbim despre mai multe chestii în paralel, se știe chestia asta. N-ai voie să vorbim despre mai multe chestii în paralel. Le dați-mă să ghicesc, domnul Neamțu, când rezolvăm toate problemele legate de ce ați zis, o să mai apară cumva alte probleme mai grave, nu? Le dați-mă să ghicesc. E un copilaj mic. E un copilaj, e un bebel. Hai să vorbim de modele de lideri. Care sunt ei? Puteți avea, îi aveți așa pe degetele de la o mână? Ce v-am spune că cine sunt de aceeași... Sorry bro, n-ai voie să te căsătorești, că e jegoasă Gara de Nord. Efectiv. Alo, de ce vă țineți de mână pe stradă? Voi nu știți că e jegoasă Gara de Nord? Și nu am atras încă Marele Capital? Știi ce le zicește la Mihai Neamțu? Să mor eu, că tot îi place Marele Capital și e nebunit după SUA și toate cele. Reclamă la păcănele. Asta lipsește de la Mihai Neamțu. Marile Cărți Superbet. Asta lipsește. Vârstă. Sau relativ de aceeași. Da. De valori, hai să vorbim de modele de lideri. Care sunt ei? Puteți avea, îi aveți așa pe degetele de la o mână? Ceva îmi spune că cine sunt de aceeași vârstă. Da, sau... da, total de acord, total de acord. Când se aducea acest argument în, de tabăra noastră, în vederea de ce căcat vorbim despre referendumul pentru familie, cui căcat îi pasă să schimbe un căcat de text din Constituție, efectiv cui îi pasă, tăvă dracu că și așa este interzis să se căsătorească persoanele queer, cui căcat îi pasă, de ce vorbim, de ce alocăm atâtea resurse spre discuția asta, noi ziceam asta și ziceau asta nu înseamnă că nu putem, da, avem probleme în țară, dar asta nu înseamnă că nu putem discuta și despre problema legiferării familiei tradiționale în Constituție. Mihai Neamțu fiind unul dintre purtătorii de cuvânt ai Coaliției pentru Familie, direct sau indirect. Nu angajat, dar prin activitatea sa, vă reamintesc cum mergea cu autocarul penibil pe care scria Mihai la referendum. Atunci se putea să vorbim despre mai multe discuții în paralel. Când e ceva ce nu ne place nouă, nu mai putem să mai vorbim despre chestii în paralel. Foarte interesant. Sau de aceeași. Morale, da. Și vă întreb... A vândut Herbalife, nu e un pic mai jos de păcănele, da? Sau vă reamintesc dacă e nevoie, că am crescut în anii 90 și vă întreb dacă dumneavoastră ați avut aceeași experiență ca și mine, privind spre ultimii reprezentanți ai României interbelice. M-am uitat cu admirație la Neagu Juvara, un gentleman, un veritabil domn, în felul în care vorbea, în felul în care se îmbrăca, în felul în care gândea, în felul în care își articula gândurile. M-am uitat spre Elisabeta Arizia, căreia regele Mihai mai... Puțin lucruri mai faine decât oamenii care îl idolatrizează pe Neagu Juvara. Și știți de unde am această impresie? Pentru că când am avut 15 ani și eu am citit 3 căcaturi de Neagu Juvara și era... Neagu Juvara! Pa! Pa! Dar din urmă am făcut 16 ani și mi-a trecut. Regretatul rege Mihai i-a sărutat mâna. De ce noi nu vorbim despre aceste modele? De ce nu vorbim despre Regina Maria? V-am întrebat despre Regina Maria, nu întâmplător. Despre Regina Maria s-a făcut un film și pot să-ți spun că... Regina Maria nu se... E interzis să se vorbească despre Regina Maria, frățioare. Experiența pe care o am eu apropo de 2 copii adolescenți, știi că... Prinde da, modelul. Da, adică ce vreau să spun este că n-aș vrea să bagatelizăm, să spunem, nu mai sunt modele. Suntem în aceea situație în care a fost orice altă țară care a trecut prin ce a trecut România. Nu e chiar așa. România și Polonia sunt foarte diferite din punctul de vedere al stimei de sine. România a pierdut 8 milioane de cetățeni. 8, așa spun oficiali, nu i-am inventat cifra, ci domnul Cârciu, dacă nu mă înșel, de la Ministerul Românilor de Pretutindeni, a avansat cifra de 8 milioane de români aflați în străinătate. Da, vezi tu, Michi, nu trebuie să crezi pe cineva. Poți să te uiți pe recensământ. Așa este, ai cifra. Dar gen, poți să vezi pe recensământ, nu trebuie să crezi pe cineva, nu trebuie să crezi cine avansează. Deci poți să duci să verifici. Dar așa e când n-ai educația necesară cât să faci cel mai basic research. Nu știu cum ai terminat facultatea, liceu, că și la liceu tu mai prea să mai faci un referat. Nu știu cum ai reușit să termini atâtea școli, atâtea, când tu nu ești în stare să faci un research de tipul, ia bă, e pe bune cifra asta. Eu personal... Mi-a căpat obrazul de rușine să zic cu a ta încredere, așa am auzit eu de la unul. Ori cauți pe cifre, pe statistici, pe whatever, ori taci drecu. Cum adică ai auzit tu de la unul, așa a avansat unul? România a pierdut 8 milioane de cetățeni. Ok, sunt puțin petty, dar tot mi se pare funny. 8, așa spun oficialii, nu i-am inventat cifra, ci domnul Cârciu, dacă nu mă înșel, de la Ministerul Românilor de Pretutindeni, a avansat cifra de 8 milioane de români aflați în străinătate. Este un caz unic în Europa de Est. Nu, e un caz unic în lume, doar în Siria au plecat mai mulți oameni și era război acolo. Și eu vă întreb, România suferă de prea mult naționalism sau de un deficit de încredere de sine? Pentru că o țară în care un copil de 18 ani spune că visul său este să-și părăsească bătătura, e o țară care are niște probleme, în primul rând, de stimă de sine. România nu este, din punctul meu de vedere, astăzi beneficiara unei culturi patriotice sănătoase, dar nu în sensul lui Vadim Tudor sau lui Adrian. Da, e bine să fie cum e în Polonia. Vreau să avem exact cum e în Polonia și în Ungaria, dacă se poate, domnul Michi. Păi, domnul Michi, again, de ce nu te muți în țările astea dacă e atât de bine, dacă e atât de lapte și miere, atât patriotism? De ce cauți aici, că nu e clar? Ce te-o cauți aici? Cine te-o frești la Icre? Eu, care stăși mă uit de bunăvoie la căcatul ăsta... pe UNESCO, da? În sensul acesta al monetizării patriotismului. Sunt patriot fiindcă mai câștig și un ban. Nu! Ci în sensul intim, profund, adânc. Și vă dau câteva exemple. Profesorul Ioan Aurel Pop, este președintele Academiei Române, a scris o carte despre Iancu de Hunedoara. Eu când eram copil, călătoream ca și probabil noastră în toată România, nu puteam pleca în străinătate, în anii 80, și am ajuns nou la castelul Huniazilor, Iancu de Hunedoara, Ianoș, mă rog, familia, dinastia Huniazilor. Și am văzut acolo o capodoperă medievală și mi-am dat seama că acolo nu a existat un erou, se numește chiar Iancu de Hunedoara, care a luptat cu turcii, care a luptat pentru Europa cristiană, care s-a antrenat la Milano la 33 de ani pentru a fi un veritabil... Cum? Pentru Europa cum? Pentru Europa cristiană, care s-a antrenat la Milano... Pentru Europa cristiană? Ce ai cu cristiană? El se uită la atât de mult content conservator din Statele Unite și e evident, pentru mine cel puțin care am văzut contentul ăla cât să putea din el, pentru mine e evident că asta face. A zis Cristiana gen Christian, i-a fugit un pic limba, pentru că el aude în continuu asta, Christian Europe, știi? Europa cristiană, a tradus în capul lui, săracu. Erou, se numește chiar Iancu de Hunedoara, care a luptat cu turcii, care a luptat pentru Europa cristiană, care s-a antrenat la Milano la 33 de ani pentru a fi un veritabil... Președintele Academiei a apărut pe lista colaboratorilor securității. Băi, cum se face că anticomunistul Mihai Neamțu este atras numai de colaboratori ai securității? Cu turcii, care a luptat pentru Europa cristiană, care s-a antrenat la Milano la 33 de ani pentru a fi un veritabil cruciat și care, de pildă, la ora asta, nu este beneficiarul unui film măcar, unui singur film, făcut de Ministerul Culturii sau de cineaștii români, care eventual să fie exportat în Occident. Avem filme, nu știu, 432 sau 431. Tocmai a zis să se facă un film tip Sergiu Nicolaescu cu Iancu de Hunedoara? Asta a zis când am fost atent, efectiv. Efectiv, întreb pe bune, asta a zis? Ok, bun. Să-l înviem pe Sergiu Nicolaescu să ne mai facă niște de alea, că n-am avut destule. Avem filme care pun accentul pe mizerabila condiție din țara noastră de după 89. Avem filme care pun accentul pe... Nu mai ziceți cum făceau femeile avort de să supuneau morții și pușcăriei de fiecare dată în regimul Ceaușescu. Nu mai ziceți! Arta trebuie să fie doar despre lucruri bune! Care sunt lucrurile bune? Iancu de Hunedoara, Mihai Viteazu. Băi, e de un penibil. Efectiv, e supărat pe 432. Dacă n-ați văzut 4 luni, 3 săptămâni și 2 zile, vă recomand să-l vedeți. E printre cele mai bune filme românești făcute vreodată. E supărat că în acel film se arată realitatea, nenorocirea a ce însemna să faci avort în vremea lui Ceaușescu. Lucru supărător, nu-i așa? Nu e deloc patriotic. Oamenii trebuie să nu știe ce înseamnă interzicerea avortului, ca să putem să introducem să nu se plângă, ca să poată să moară pe capete, la fel cum se făcea pe vremea lui Ceaușescu, să rămână deformate femeile și așa mai departe. Din țara noastră de după 89. Avem filme care pun accentul pe dilemele morale bacalaureate. Dar nu există, iartă-mă și cu asta închei, un film despre... Deci un film artistic despre Brâncoveanu, care a murit în 1714 sub ochii unor ambasadori ai Suediei și ai Angliei și, bineînțeles, ucis de către gâdele lui Ahmed al III-lea. Nu avem un film despre Ștefan cel Mare făcut în registru artistic contemporan. Nu avem un film despre Iancu de Hunedoara. Și aceștia au... De ce am avea asta? Domnul Mihai Neamțu, again, domnul libertarian, domnul capitalist convins, piața libertății. De ce nu se face asta? Că și TVR funcționează tot în... Și TVR și ICR, cum că ca să numesc toate instituțiile care se ocupă de asta. Și ele funcționează tot în capitalism. Oare de ce nu se face? N-ai zice că e vorba de piața liberă și că oamenii nu-și doresc să vadă așa ceva și de-aia nici nu se face? Vedeți? Asta zic întotdeauna. Când e ceva ce nu ne place nouă, vrem socialism. Să facă statul filme de propagandă naționalistă. Că asta vrem noi. Ne place mult socialismul. Vrem statul să facă de toate, să ne dea statul. Statul să facă cum era pe vremea lui Ceaușescu, dacă se poate. Aici nu mai funcționează piața liberă, că oamenii nu vor să vadă căcaturile aia de filme. Domnul Michi, stăm de acum să fac un compromis. Michael, I make compromise for you. I am very rich United States mogul, you know? I am not Traian Băsescu, but I can make compromise for you. Here's compromise. We make movie in Romania. We make movie about Romanian voivod. Do you want that? Yes, you want that. Yes, okay. Hear my pitch. Sell me this pen. No. That's not it. Michael, hear me out. Movie about Romanian voivod. Here goes. Radu the Beautiful. Joacă pe asta. Ok, pentru cine nu a înțeles gluma, Radu cel Frumos a fost un domnitor allegedly gay. De asta era și cel frumos. Sigur că... Bă, când îl întreabă de aur? Chiar dacă am fost ușor... Sau l-a întrebat la început și gen aia a fost? Pe de o parte, avem USR-ul care cred că băltește undeva la 12%, ăsta e nivelul, chiar dacă mai nou își caută întăriri, nu văd cum ies din această sferă urbană doar, atât reușesc ei să atragă votul urban în marile orașe. Asta este publicul lor, așa s-au poziționat și acum n-au cum să... PSD-ul rămâne un partid al celor care sunt captivi în sistemul public, adică depind de salariul lunar pe care îl primesc dintr-o instituție, în general instituție din administrația locală și din deconcentrate, probabil că se va duce undeva sub 30%, așa cred eu. Probabil AUR o să ia cel mai mare scor din istoria acestui partid la europarlamentare. De ce? Pentru că la europarlamentare vor fi, cred că, voturi exprimate în direcție... Va lua cel mai mare scor la europarlamentare din istoria acestui partid? Mihai, AUR candidează pentru prima oară la europarlamentare. Cum ar putea să ia cel mai mare scor din istorie dacă candidează pentru prima oară? Nu înțeleg. Îi place să sune interesant. Cum poate să ia cel mai mare scor dacă e prima candidatură? Că ce, o să fie cel mai mare, la asta se referă, o să fie cel mai mare scor și pe urmă o să ducă pe... N-are cum să zic asta, că poate ajunge și el pe acolo. Dar dacă ai claritate, știți, asta știți fiindcă ați făcut comunicarea, ai claritate, ai putere. Chiar dacă este vehemență și turbulență, să zic, în mesajul respectiv, dar dacă e clar mesajul, dom'le, noi suntem cu familia tradițională, noi suntem pentru agenda pro-life, noi suntem cu biserica, noi suntem cu poporul, acest tip de mesaj prinde. Și nu veți fi pe listele... Și nu o spun eu, o spune domnul Borțun. Am spus că eu voi lua o decizie privind viitorul meu politic în 2024, nu pentru că nu știu care îmi sunt valorile, ci pentru că nu mi se pare că ofertele de până acum sunt convingătoare. O spun cu toată responsabilitatea. Toate partidele din România au de îmbunătățit, atât din punctul de vedere al integrității, listele. Deci... Așteaptă să vadă cine îi dă ciolanul cel mai mare, man. Și efectiv o zice pe față. Așteaptă să vadă de unde pică ciolanul. Dacă pică mai bine de la AUR, merge la AUR. Intelectualul aliat cu legionarii. Deși, repet, Mihai Neamțu a avut simpatii legionare în tinerețile sale. Trebuie să găsiți pe pagina dumnealui de Wikipedia, dacă nu mă credeți pe mine. Valoarea, să zic așa, morală a oamenilor de pe liste, cât și din punctul de vedere al leadership-ului. Nu sunt confortabil cu violența, dacă vreți să fiu foarte explicit, violența verbală, violența fizică, nu mi se pare în regulă. Nu cred că dacă vrei să fii reprezentantul conservatorilor trebuie să ai un comportament de huligan. Niciodată nu mi se pare normal să faci asta, nici în Parlament, nici în afara Parlamentului. Nu mi se pare normal să fii analfabet ca premier. Nu mi se pare normal să fi făcut școala la 31 de ani și apoi să pretinzi că poți să faci reforma educației. Nu mi se pare normal să fii acuzat de plagiat, să nu-ți dai demisia, cum e cazul domnului Bode. Așa că eu aștept într-o bună zi să apară un partid pe gustul meu. Tu știi că am încercat, dar n-am avut bani. Ăsta a fost răspunsul la întrebarea de ce a ieșit Noua Republică. Nu erau bani. Și nu erau bani pentru că eram intelectual. Care intelectual din România poate să finanțeze un partid? Arătați-mi, că nu știu. Deci, cred că poate fi loc, vă spun foarte sincer, și pentru alte partide. Și nu exagerez când spun asta. Un partid moderat, conservator, creștin-democrat, care să ia voturile celor care nu se duc nici la AUR, nici la PNL, poate să apară. Și nu vă gândiți să-l faceți dumneavoastră? Nu, dar dacă îl fac alții, nu spun nu, pentru că nu mai vreau să spun nu. Never say never. Nu mai vreau să spun nu, dar nici da a priori. Vă las link la podcast. Dacă vreți să vedeți prin ce am mai sărit eu, pentru YouTube este în descriere. Da, ce pot să zic? Foarte frumos! De chineam să fac unul să dă râs. Neputând să se abțină din a se face de râs. O experiență ca întotdeauna.